mai duceam. S-au dus jumătate vieții, s-au dus anii tinereții, care, Doamne, fără rău s-au dus. S-au dus anii tinereții, s-au dus dureritatea vieții, Doamne, ac și viață n-au mai dus. De fiecare dată ne vom întâlni cu toți în România noastră dragă,
Deocamdată România frumoasă este la dumneavoastră, a noastră este doar dragă, în, acasă, în România. Vă dorim toate cele bune, să fiți sănătoși, Dumnezeu să vă ajute aici unde sunteți și să ne vedem acasă. Doamne ajută, numai bine! Colesterolul mărit îți curtează viața. Ia atitudine! Supreme Krill, noua generație Omega 3 în promovarea luptei împotriva colesterolului, conține 5 ingrediente standardizate. Acizi grași, EPA și DHA, fosfatidilcolină, colină și astaxantină. Datorită structurii fosfolipidice, Omega 3 se poate dizolva în apă, spre deosebire de alte grăsimi. Astfel, uleiul de krill se poate libera direct în fluidele din stomac. Supreme Krill Omega 3 Forte de la Herbagetica luptă eficient împotriva colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. De la o vârstă, orice număr contează. 6 luni până la pensie, 5 săptămâni recuperarea la genunchi, 3 ore cu nepoțica în parc. Toate ar trece mai ușor dacă articulațiile tale rigide nu te-ar împiedica să te miști natural. E timpul pentru noile capsule Colafast Collagen Rapid, care susțin mobilitatea și flexibilitatea articulațiilor. Colagenul din sursă marină favorizează absorpția rapidă și are eficiență crescută. Prinde pachetul Colafast 2 cutii plus una gratis în farmaciile Catena și farmacii partenere. Noul Colafast Collagen Rapid te pune în mișcare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă ai ști că fără ficat nu se poate trăi, cum l-ai ajuta să-și păstreze funcțiile normale? În viziunea noastră, Inocel este un pas fundamental în menținerea sănătății ficatului. Seleniul organic și vitamina C din Inocel contribuie la protecția celulelor hepatice de stresul oxidativ, susținerea metabolismului energetic și reducerea oboselii. La baza creierii substanței brevetate Inocel sunt studii științifice realizate timp de circa 20 de ani. Inocel. Bucură-te de sănătate, bucură-te de viață! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rigiditatea se antrenează pe spatele tău? Luptă împotriva ei cu formula avansată ce la Dream Forte și RoboFlex, profesioniștii flexibilității coloanei vertebrale. Este doar responsabilitatea noastră să fim sănătoși în fiecare zi. Fie că ești sportiv și efortul intens necesită susținere și recuperare. Sau ai o activitate solicitantă zi de zi. Fie că simți nevoia de energie și de o stare de bine atunci când ești epuizat, sau doar o digestie bună este tot ceea ce îți dorești. Și întotdeauna ai ținut la imaginea ta. În momentele de slăbiciune știi că o bună imunitate te susține. Știm cu toții că după o zi plină avem nevoie de un somn de calitate. Iar dacă următoarea zi vrei să începi sănătos, nu mai sta pe gânduri. Indiferent cine ești sau ce îți dorești, noi avem soluția. Câștigă o nouă stare. Câștigă starea ta de bine. Fiți cu noi în direct la Cornea TV. În fiecare seară de la ora 20 puteți urmări emisiunea La Hanul lui Neamărin. Alături de maestrul Mărin Cornea, în direct cu telespectatorii. Pentru dedicații muzicale, muzică, antren și voie bună. Ne puteți urmări pe sisteme IPTV, Smart TV, YouTube, cât și pe Facebook. Non-stop pe corneatv.ro. Stimați telespectatori, sunt Mărin Cornea. Am venit în fața dumneavoastră cu două tratamente miraculoase. Unul pentru regenerarea rapidă a părului, iar celălalt pentru boli reumatice. Să începem cu primul tratament. Acest tratament eu îl folosesc din anii 1977, când am avut o problemă acută, a trebuit să mă rad pe cap, am purtat o perucă, o să vă arătăm imediat imagine. Avem imagine și de acum 10 ani, când eu prezentam o emisiune de folclor. Eu din 5 în 5 ani trebuia să fac acest tratament. Să vă prezint și al doilea tratament pentru afecțiuni reumatice.
Și să vă amintesc câteva dintre ele care sunt mai acute. Avem brevet de invenție și aprobare de la Ministerul Sănătății. Deci și al doilea brevet. Deci astea sunt două brevete pentru amândouă tratamentele și aprobarea de la Ministerul Sănătății. Deci apelați cu încredere la noi, pentru că aceste tratamente sunt trecute prin trei comisii de profesori. Au fost momente plăcute în viața ta. Dintr-o dată ai aflat că nu ți vor mai fi permise, că s-ar putea să-ți aducă suferințe nebănuite. Hei, cu toate acestea, există și un sprijin fără egal. Probabil cel mai complet supliment natural. Nu mai puțin de 20 de ingrediente concentrate pentru tine. Glicemic Support de la BioElemente. Poartă mască de protecție. De protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Evenimente majore, dezvăluiri cutremurătoare, subiecte incitante, dezbateri obiective, anchete explozive, cei mai importanți oameni ai momentului, imagini șocante, totul într-o singură emisiune. Luis Lazarus Live. Luis Lazarus Live. Spitalul de urgență București. Cel mai mare spital din România în sectorul 1. Dedicat relocării a 3 spitale din București sub un singur nume. Proiect realizat de Primăria Sectorului 1. Inovație, tehnologie, performanță. Performanță în cel mai modern spital din România în sectorul 1. Bun găsit, dragi prieteni și stimați spectatori. Iată, multe lucruri se întâmplă în fiecare zi în iubita noastră țărișoară numită România. Oameni buni, astăzi s-au petrecut cel puțin 3 chestiuni importante și aș zice într-o ordine aleatorie că este important faptul că Iohannis a apărut și a spus că urmează să fie deschise chiar teatrele și cinematografele, oameni buni, pentru că domnia sa este un om care apreciază cultura și pentru că apreciază cultura, ne bucurăm și noi, deși n-am știut până acum acest lucru, dar asta probabil că nici n-am dedus de vreme ce ele au fost închise și alte terăsuci și cazinouri au fost deschise. Mă rog, asta e. Dar acum, dacă am aflat că este un om care apreciază cultura și că intenționează să dea drumul teatrelor și cinematografelor, ne bucurăm foarte tare și îl felicităm cu această ocazie. Vedem mai târziu ce se întâmplă. Totodată a menționat și faptul că urmează să dea drumul chiar la restaurante. Probabil că o fi văzut că în unele zone din țară au fost ceva vijelii, seara, cel puțin la mare, terasele nu prea mai funcționează corespunzător pentru că se lasă frigul și uite așa s-ar putea să redeschidem restaurantele. Se zice că la 1 septembrie. I-am văzut și pe reprezentanții din Horeca, au ieșit și ei la rampă și au spus că au negociat această chestiune pentru că 400.000 de români sunt în acest sistem, sistemul Horeca. Și vedem până la urmă cum se petrec lucrurile. În această seară, așa cum vă aminteam și cum am și scris pe Facebook,
Vom avea mai multe discuții și dezbateri pe diverse teme. Primul invitat este jurnalistul Dan Bucura. Bună seara, Dan, dacă ne auzi. Bună seara, Luis, vă aud foarte bine. Te și vedem și noi, totul este în regulă. M-a frapat, ca să intru direct în subiect așa abrupt, m-a frapat foarte tare această observație a ta, care era și o observație a mea, dar despre care n-am vorbit decât en passant, așa dacă pot spune, cea cu bannerele electorale. Băi, frate, am fost astăzi în vreo două comune prin Ilfov și am rămas cu gura căscată. Deci, mergeam așa pe DN și erau numai, sau DG ce era ăla, și erau numai bannere lângă bannere lângă bannere lângă fel de fel de pătrate și de triunghiuri și de corturi și de... Păi, se pare că în țara asta ne confruntăm cu o situație. Și anume că în timp ce populația sărăcește, bă, ăștia care candidează par a fi bogați. Alminter nu mi-explic de unde au atâția bani să dea pe bannere și pe toată infrastructura asta. Tu cum te descurci? Din păcate, Luis, nu sunt ei neapărat bogați, cât încă mai are ceva bogăție țara asta pe care omul ghei. Și am să explic foarte simplu ca să înțeleagă telespectatorii tăi, oameni inteligenți de altfel, că nu suntem toți chiar fraieri așa cum ne-ar dori politicienii. Apropo de cum mă descurc, mulțumesc de întrebare, cum am și postat și am admis de altfel, m-am lovit și eu în practică de subiectul ăsta, nu doar jurnalistic, fiindcă odată cu candidatura mea la sectorul 1, am avut în atenție și povestea asta. Zic, băi, hai să pun și eu niște bannere din astea de tip outdoor, nu că aș avea nevoie de notorietate, dar să am și eu două, trei, să știe lumea că și candidez. Și bineînțeles, nu o să dau nume de firmă, cu cine am făcut, cum, că nu e cazul, dar am înțeles ce înseamnă fenomenul ăsta din interior. Adică, oameni buni, pentru eu o spun cu subiect și predicat că de-aia am dat și declarație de avere, sunt un om transparent, nu ascund nimic. Măi, oameni buni, pentru 8 bannere de asta outdoor, am plătit câteva mii de euro, puține mii, nu multe, dar sunt mii de euro, nu sunt sute de euro. Deci, pentru 8 bucăți. Dacă o iei la pas astăzi, și numai astăzi o mai puteți lua, că de mâine le scoate toată lumea, că începe oficial campania. Dacă o iei la pas prin București, te îngrozești. Vorbim de mii și zeci de mii de afișe, de meșe, de nici nu știu cum să le mai zic, de astea tip biscuite. În țară, cum foarte corect ai constatat, Luis, este la fel, e plin, ca ciupercile. Vreau să vă povestesc scurt, într-un minut, că eu sunt convins că telespectatorii apreciază și experiența personală, țeapa pe care am luat-o, vă mărturisesc lucrul ăsta. Eu am crezut că lucrurile astea sunt și ele decontabile, că se spune de ceva vreme că, virgulă, campaniile electorale sunt decontabile, adică dacă faci peste un prag, anume 3%, îți decontează statul cheltuielile de campanie. Cum a fost la prezidențiale, da. Da, și în naivitatea mea am zis, bă, rup și eu 2000 de euro, îmi pun și eu 8 bannere, am unul la universitate la care am ținut în mod expres, că era la intrarea în sector, poarta de intrare în mintea mea. Și am rupt acești 2000 de euro, zic, băi, cu ideea, dacă fac 3% și cred că voi face fără probleme acest prag, o să mi-i deconteze statul. E, ce credeți? Când am luat legea electorală și am și întrebat, răspunsul a fost unul simplu. Nu! Se decontează doar cheltuielile făcute fix în cele 30 de zile de campanie, adică de mâine încolo. Dar e o contradicție în termen, pentru că de mâine încolo nici nu mai avem voie cu outdoor, adică cu afișe. E culmea, da. Da, deci, ca să înțeleagă toți, niciun panou electoral de ăsta outdoor nu se decontează. Toate sunt pe banii noștri, ai candidaților. Bani da. Mai mulți sau bani mai puțini, fiecare cât poate. Fraților, un banner, când treceți pe lângă unul de ăsta mic, de tip sandwich, puneți 200-300 de euro. Când ajungeți la un panou de la un pic mai mare cu picior, puneți vreo 500 de euro. Dacă ajungeți la unul de la frumos, pe blocuri mari, așa de îmbrac o fațadă... De la megaloman, așa. Mii de euro. Da. Mii. Mii de euro, da. Mii plus euro. Că trebuie să mai plătești și chiria pe panou acolo. Puneți așa, creația, printarea propriu-zisă a afișului, da. Montajul, că da. Se montează, unele se montează cu alpiniști, alea pe bloc. Da, alea care sunt mari, îți dai seama ce da. Luptă acolo.
și, bineînțeles, chiria. Nu mai pui, că la alt aspect, fotografiile, că nu pui niște poze din liceu pe care le-ai făcute cu telefonul și zici, uite, selfie, pune-l pe afiș. Deci sunt niște fotografi care îți fac o ședință foto. E, lucrurile astea, vă repet, pentru 8 panouri amărâte, nu mai mult, vorbim de niște mii de euro. Închipuiți-vă ce iese, ce sumă iese când pui mii sau zeci de mii de afișe. Vorbim și n-are nimeni nicio treabă, că nici măcar nu se derulează afacerea asta în interiorul campaniei electorale oficiale. Exact. Deci toți banii ăștia noi ne asumăm ca pierdere. Acum eu îmi permit să pierd 2000 de euro după 23 de ani de muncă în presă. Dar eu vă întreb, toți ceilalți care au afișe și care reprezintă partidele, își permit să piardă sute de mii de euro? Răspunsul e da, dar știți de ce? Pentru că ei toți fac acești bani din banii de partid, acei bani pe care tot noi contribuabili plătim lună de lună prin legea finanțării partidelor. Adică eu, tu, Luis, telespectatorii tăi și toți românii ăștia, în fiecare lună avem puținul nostru de la buget care pleacă la partide. Iar partidele ce ne oferă de bani ăștia? Poze cu aleșilor, cu cei pe care îi trimit acolo. Evident că ei venim cu mulți anonimi, unii pe care îi scot cu o săptămână, două înainte de alegeri, trei. Au nevoie de acest panotaj agresiv, că nu-i cunoaște lumea pe oamenii ăia. Evident, da. Vine pe toate gardurile. Corect? Da. Dar acum, întrebare, că am văzut că mă întrebau și cetățenii pe Facebook și pe unde mai interacționez cu ei. Practic, astăzi a apărut președintele și a spus, domne, din nefericire, nu avem bani, pentru că spusese madame Raluca Turcan, vicepremier, înțeleg și eu că ar fi vicepremier, mă rog. N-am înțeles nici ce o recomandă, nici ce a făcut ca vicepremier, dar trecem peste. Că sunt niște detalii nesemnificative astea. Corban acum câțiva ani când a spus niște lucruri groaznice cu gesturi, da. Nu știu. Ne aducem aminte, da. Da, nu pot să reproduc, dar era o recomandare. Da, și acum zice, domne, n-avem bani de la guvern ca să dăm pentru măștile profesorilor. Adică profesorii trebuie să-și cumpere măști. Dar Iohannis s-a simțit obligat să menționeze că normal, el a vorbit cu niște profesori și nu e niciun fel de problemă. Ei o să-și cumpere măști. Nu știu cu care dintre profesori a vorbit, că bănuiesc că n-a făcut o teleconferință în Zoom ca să vorbească cu toată profesorimea din România. Dar eu știu că am vorbit cu orice profesor din țara asta și orice profesor cu care eu am vorbit, cred că avem, am mai spus eu, sunt românii diferite astea, ei n-au fost de acord. Mai mult decât atât a spus, domne, și copiii trebuie să-și cumpere măști. Adică nu e normal. Deci ei te obligă, cum ar veni treaba, să îți cumperi un produs pe care tu alminter nu ți l-ai cumpărat, nu ți l-ai fi cumpărat niciodată. Și acum dar vin și pun întrebarea, ca să o leg, cu ce spuneai tu. Oare nu era mai bine ca politicienii ăștia care cheltuie sute de mii de euro pe BNR, pe care BNR le dau jos înainte de campanie electorală, să fi făcut o chetă și să fi cumpărat măști pentru copilași și pentru profesori? Întreb și eu așa, ca idee. Ce vreau și eu să spun când te ascultam și mă gândeam atât, uite, sunt mai mult decât generos cu partidele. Țara e în colaps, coronavirusul ăsta ticălos a venit pe capul nostru. Dacă toate partidele politice care beneficiază astăzi de această finanțare ar fi spus 1, atenție, la 100 din această sumă o donăm de la partid pentru proiectul măști pentru profesori, vă asigur că toți profesorii ar fi avut măști fără niciun efort al guvernului. Și am spus 1%, n-am spus 10%. Despre asta e vorba, despre solidaritate. Luați toți banii partidelor, tuturor, dar să ne înțelegem, să nu credeți că o să zică, dom'le, dar e PSD-ul sau cei cu ei sau cu aia. Nu, toate partidele. Dacă dau 1% adunat, rezolvăm cu profesorii. Mai dau 1-2% adunat, rezolvăm și cu pensionarii. Mai dau 1% sau 2 și rezolvăm și cu elevii. Despre asta e vorba. Țara e într-o criză. Ați simțit vreo solidaritate de la partide? Nu știu, ceva. Eu nici măcar donații n-am auzit de la partide, măști pentru spitale. De la un partid, să zic, nu știu, PNL-ul că-s la guvernare. Noi luna asta donăm 10% din banii din finanțare de partid. Donăm 10%, doamne.
Puteau vreodată să fac asta? Nu. De ce? Am impresia că tu chiar vrei să devii obraznic, nu știu ce să spun. Da, așa este. O să devin, deci o chiar, să devin perietoare. Chiar să spui așa ceva? Păi da, oamenii sunt ocupați să se împrumute. Nu vezi că n-au nici ei săraci. Deci trebuie să se împrumute. Pentru că vă spun, continui ideea lui, e simplu. Dacă ăștia donau 10% din banii lor, banii partidelor, existau bani pentru toate. Dar banii ăștia erau donație. Nu mai existau cumpărări cu bani publici, licitații, parandărături și așa mai departe. Se luau și se dădeau la popor. Dar așa, când mai iei din bugetul ăla secătuit și mai iei 10 milioane, 20 de milioane, achiziții de urgență, achiziții de pandemie. Apropo, știți că a început marea livrare a măștilor alea, 115 milioane pe care guvernul prin Ministerul Sănătății le cumpără. Da, au apărut sub 10% din ele, da. 8 milioane că s-au adus atât. Da. 8 milioane din 115, fraților. Da, 8. Eu știam tot așa că până în 10 milioane au și fost aduse. Și hai să vă spun și bomba, că asta e de caldă de azi. Alea 8 milioane nu sunt aduse de firma câștigătoare pe care a luat acolo și trebuia să le aducă, ci firma respectivă, asta e de DNA și vă spun că o să explodeze. Le-ar fi cumpărat de pe piața liberă, fiindcă n-aveau cum să livreze, i-au prins ăștia, gata, trebuie să livrați, și s-au dus în stânga, în dreapta la care avea și au recumpărat. Au luat cu 40, 50, 60 de bani și vând statului român cu 85. Nu e tare? Ăsta e genul de afacere, nene. Nu discutăm așa. Afacerea cu statul e cea mai bună afacere. Da, pentru unii. Restul, noi ceilalți, nu avem cum să o apreciem. Da, e ceva complicat. Lumea văd că s-a inflamat foarte tare în legătură cu chestia asta. Într-adevăr, m-am întrebat și eu la un moment dat că, domne, totuși genul ăsta de cheltuieli care se fac în campania electorală se fac întrucâtva deșănțat într-un moment în care publicul, poporul care trebuie să te voteze, este destul de supărat din vari motive. Toate motivele imaginabile, e mai supărat ca oricând, având în vedere ce s-a întâmplat. Mulți oameni sunt șomeri acum, iată. Nu ne e clar dacă 1 milion de oameni sunt șomeri sau 800.000 sau 700.000, pentru că toate statisticile sunt întrucâtva trucate în perioada asta din nefericire, exact ca alea de la COVID. Și sigur că lumea este destul de nervoasă. Și cu genul ăsta de exhibiționism electoral, ce vor realiza? Vor realiza exact efectul contrar. Lumea nu va mai veni la vot. Să vezi dacă nu va fi cel mai mare absenteism. Sunt extrem de supărat, este o logică perfect adevărată și sunt extrem de supărat cu această concluzie, pentru că așa e, asta e realitatea. Oamenii nu-și vor mai exercita un drept constituțional al lor din cauza acestei stări de lehamite. Și e rău, e rău ce se întâmplă, pentru că, oameni buni, mă adresez vouă, celor care înțelegeți clar cu ce se mănâncă povestea asta. Prin neparticiparea dumneavoastră la vot, nu faceți decât să-i ajutați tot pe ei. Partidele mari de tip PSD, PNL, mai nou și USR, au nucleul lor bloc de votanți. PSD-ul își va aduce, mai ales în zonele rurale, cu arcanul așa cum aduc primarii, un număr de votanți. Dar statul dumneavoastră acasă al celorlalți îi va ajuta, pentru că acel nucleu al lor va fi mai important pe fond de absenteism. Una e să aducă 10.000 de oameni când venim 100.000 la vot și alta e să aducă 10.000 de oameni când venim 1 milion la vot. Acel nucleu al lor reprezintă mult mai puțin dacă mergem. Eu știu că e rău să ieși din casă pe pandemia asta, știu că mulți, foarte mulți ne temem, ne e frică, dar vă spun sincer, nu trebuie să acceptăm logica în care ei își doresc să stăm în casă, pentru că e toxică pentru noi și bună pentru ei. Și apropo de ce mi-ai spus, Luis, uite, fac la tine în direct aici o promisiune. Am proprietatea termenilor și tot timpul cei care mă știu și mă știu bine știu că sunt un om drept și merg până la capăt. Toate ticăloșiile acestea pe care le sesizez pe pielea mea de candidat la sectorul 1, cu campania electorală, cu banii ăștia mizerabili, cu deconturile pentru campanie, le voi spune public la tine aici de câte ori am ocazia. Voi devoala tot, cum v-am spus de ticăloșia asta cu panourile. Adică, fraților, dacă eu am văzut câteva ale mele cât au putut să coste, mă întreb corect câte milioane sau zeci de mii, sute de mii de panouri în toată țara s-au cheltuit și pe ce bani
nu zici, noi vorbim sute de mii, sunt milioane, sunt milioane în toată țara. Altă milioane, chestie milioane. La fel de ciudată, băi frate, în fiecare zi la televizor apar câteva personaje, bă, în țara asta nu candidează, mă, o multitudine de cetățeni de toate felurile, de toate categoriile, din toate partidele. Bă, aceiași oameni apar tot timpul. E incredibil așa ceva. Eu nu pot să înțeleg treaba asta. Mai e o categorie, Luis. Unii care n-au apărut niciodată, ci că fac politică de 5, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani și apar fix în astea 2-3 săptămâni înainte de vot. Și cu aia am o problemă. Că nu e, e o chestie incorrectă. Bă, frate, dar unde ai fost, mă, anul, acum un an, acum 2, acum 5 pentru comunitatea aia? Acum 5, ca după Revoluție atunci. Da. Ce ai făcut în ultimii 5 ani? Bă, ce ai făcut? Vii și cer votul la un sat, la o comună, la un consiliu județean, la un sector în București. Mă, ce te recomandă pe tine? Ce ai tu în spate legat de comunitatea aia? Ești un om al locului, te-ai născut, ai crescut acolo, ai făcut ceva... Ai fapte de arme, ceva, ai ajutat pe cineva. Nimic, fraților, uitați-vă, vine unul de la... Aici e absurd, nu e un exemplu concret, dar vine unul de la Constanța, buf candidat la București. Unul de la Satul Mare, buf candidat la Iași. Agamiță Dandanache. Da, exact. Că nu ieșim din Caragiale niciodată până... Exact. Cred că în istoria țării noastre noi nu o să ieșim niciodată din Caragiale. Ce te recomandă? Întrebarea legitimă. Că de asta nu vor dezbateri niciunii. Vedeți? Apropo că și de asta e de discutat, Luis. Toți fug unii de alții. Tuturor le place unul la unul cu moderator. Eu promit că vă invit pe toți, Dane, să știi. Știi cum e? Moderatorul se spune, băi, uite, aici e campanie, vezi să fie bine, să nu fie rău, și e numai unul la unul. Bă, da, hai să facem o dezbatere cu 2-3 candidați să da, se obligat. Și unul pe altul. Și să-și răspundă. Facem pariu că la București nu vom avea nicio confruntare între primii trei până la sfârșit. Uite, eu fac acest rămășea cu voi în emisiune. Total nicio neplăcut. Eu zic că la... Uite că tu candidezi la sectorul 1. Eu zic că o confruntare primarul în funcție cu tine, cu Clotilde, cu... nu știu, Adina Albers cu Bahmuțanca, că e foarte vocal așa. Ioana Constantin de la PMP? Da, chiar. Deci eu chiar o să mă gândesc săptămâna viitoare să încerc cumva să vă invit pe toți în același timp. Să o spun public de când m-am asumat candidatura asta. Cu oricine, cu oricare, oricând merg și vreau să vorbesc. Credeți că va veni vreo unul? Nu vin, le e frică. Ei zici nu, că nu vin cu tine? Prima întrebare legitimă, uite, le și spun ca să nu aibă emoții în direct că îi întreb. Prima întrebare este asta, poate unii au răspuns. Ce vă recomandă pentru sectorul 1? 1. Trebuie să fii locuit aici. 2. Să fii avut măcar câțiva ani de București, că nu poți dacă ai venit anul trecut în București să vii să candidezi azi. Ce vă recomandă? Deci pe Bahmu zici că nu recomandă nimic la candidatura asta? Mă provoci, Luis, ești, se vede că ești jurnalist, mă provoci. Deci nu vreau să vorbesc despre această contracandidată, zău. Am deci nu vrei să te confrunți cu Bahmu într-o zi? Te rog, eu nu-mi fac asta. Am promis că nu refuz nicio invitație, dar nu știu ce aș putea să vorbesc. Uitați-vă la ultima postare, aseară râdeam isteric. Nu știu, habar n-am, chiar n-am urmărit. Despre ce e vorba? Doamna Bahmuțanu, credeți-mă, e fiecare pe drumul lui, are proiectul lui. Dar măi, oameni buni, îi spunea într-o postare aseară pe Facebook lui Clotilde Armand. Acum, vedeți, eu încerc totuși să rămân într-o logică de bun simț. Doamna Clotilde Armand, doamna Bahmuțanu, dom'le, uitați-vă la ultima postare, am râs isteric, jumătate de oră nu m-a luat somnul. Bahmuțanu pe Facebook îi spune, zice, Franțuzoaico, măi clătite, vezi că a intrat bombardiera în cursă și te joacă în picioare. Măi, fraților, e pe Facebook, am râs colegi isteric jumătate de oră. Deci, măi clătită, a intrat bombardiera. Măi, fraților, deci am și eu totuși niște ani de... Dar aici și... eu cred că ea își face un deserviciu, că nu o să vrea Clotil să aibă vreun dialog cu ea. Și Clotil, dar Armand un serviciu spunându-i asta, adică o victimizează, iertați-mă. Eu vreau să vorbesc cu doamna Clotilde Armand despre niște proiecte, despre lucrurile de București.
poate o să o întreb și despre Bechtel, asta e viața, că lucrurile trebuie explicate până la capăt. Dar nu să-i spun, măi clătite, eu sunt bombardierul care vin să... Doamne, cred că Bagmu a stat prea mult pe lângă cetățenii ăia care au avut mici conflicte în ultima perioadă. Dacă am promis și nu mă dezic, orice contracandidat vin la cine în emisiune. Dar te rog din suflet, o să-mi vină greu, că nu că n-aș avea termenii și cu ăștia limbajul ăsta la mine, că am fost, slavă Domnului, reporter ani de zile, am scris și despre mafie, și despre canale, și despre Gara de Nord. Da. Toți am plecat de la mersul pe teren. Sunt la pension, n-am avut, ai mei nu sunt, eu știu, n-au fost conți sau baroni să mă crească la pension, nu. Da, am crescut în Ferentari, am făcut școala 135 în Ferentari, Ferentari 72, n-am o problemă. Dar cred că povestea asta despre primărie e puțin despre altceva, nu despre bombardieri clătite și caterică, hai să o spunem și pe asta. Nu? Cred că așa cred eu, poate greșesc, știi? Or fi și astea niște lucruri care să pipereze puțin campania, dar nu știu dacă ajută efectiv pentru public ca să se lămurească. Dom'le, dar eu cu cine votez? Vechea întrebare a românului care vine până la urmă tot de la Caragiale, ce să vezi? Cu siguranță nu cu Agamiță Dandanache, dragi români. Deci evitați acel personaj. Gagamiță, da. Nu cu el. Acum, pentru că a apărut și situația asta și la și 45, tu știu că ai alte treburi, nu vreau să te las până nu te întreb și ce părere ai despre cea mai interesantă acțiune care s-a petrecut, și anume că Suedia a recunoscut și face anchetă în legătură cu cele 3700 de teste găsite fals pozitive. Spre deosebire de noi, care nu prea vrem să recunoaștem că avem teste fals pozitive și că aceste teste viciază mai mult sau mai puțin, până la urmă, toate raportările pe care le avem. Adică nu știm exact noi ce raportăm. Da, am văzut și eu știrea, este o confirmare, dacă vreți, la nivel global, că nimeni n-a știut într-adevăr cu ce se mănâncă povestea asta, ce e acest coronavirus și greșelile. Poate sunt chiar omenești. Noi însă, bineînțeles, în România noi mergem ca tancul sovietic. Pe un drum nu acceptăm. Dacă asta e drumul, așa mergem. Într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat în Suedia, sunt convins, nu că bănuiesc, sunt convins că se întâmplă și în România. Sunt convins că în România, poate nu zeci de mii, dar mii sau sute de teste sunt în aceeași situație. Amintiți-vă, dincolo de asta, e un exemplu recent de notorietate. Când toată echipa CFR Cluj a venit la București, s-a testat la o clinică renumită pe anticovid și au ieșit 26 de bucăți sau 20 și ceva pozitiv in corpore. Deci echipa era terminată. Pa, la revedere. S-au mai dus în alte două locuri, s-au testat și au zis că-s negativ. Cu povestea a rămas ca în tren, adică nici nu s-a închis clinica, nici n-a ieșit nimeni să explice cum poți ca testând 26 de bucăți unul după altul, așa, pac, 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 să-ți iasă testele fals pozitive, a rămas ca în tren, că așa rămân lucrurile la noi ca în tren. Și atunci eu vă întreb, aici chiar cred că lansăm o provocare pentru toată lumea, inclusiv pentru telespectatori. Eu chiar vă întreb, nu e oare cineva la butoanele astea, chiar și mioritice, care să se joace mai sus sau mai jos cu cifrele astea de îmbolnăviri după bunul plac? Vrei să ții horeca închisă și să faci nu știu ce, să îi ții pe oameni să nu facă un lucru sau altul, spui hopa, 1500, 2000 astăzi, vrei să deschizi horeca și vrei să pari că e mai bine și că s-a relaxat, vrei să faci ce alegeri că-ți convine, hopa, merge treaba bine, doar 400 astăzi, nu știu, e o teorie, n-am dovezi încă, sunt prins și cu campania, dar e o teorie că prea oscilează lucrurile astea. Când e ceva, imediat într-un discurs de om important, vin și probele. Pac, 1500, 1800 de cazuri, multe, acolo, acolo. Când vrem să o relaxăm, pac, s-a mai relaxat treaba, fraților. Doar 400 azi. Doar păi 500. Dacă avem nevoie de alegeri să se întâmple chiar acum, atunci înseamnă că trebuie să intrăm obligatoriu pe un trend descendent. N-avem exact. cum să tot raportăm creșteri și după aia să ne trezim că dăm drumul la școli și apoi facem alegeri. Că dar înseamnă că suntem într-un conflict de logică, într-o fractură absolută. N-avem e cum. E corectă, dar vrei să spun ceva?
spre deosebire de noi ăștia independenții cu buget mic, toate partidele fac în perioada asta sondaje peste sondaje. La fiecare săptămână au câte un altă raportare. Cum stau, cum nu stau, cum alea, cum alea. Eu vă spun și vă provoc cu altă provocare, spun. Ei au dat drumul la alegeri, gata, se fac localele. Dacă anumite partide care au acum acces la aceste butoane și pot modifica legi, pot da ordonanțe, pot schimba lucruri, văd pe aceste sondaje periodice la 5-6 zile că stau din rău în mai rău și nu merită să meargă în alegeri, e posibil să o sucească și să spună, bă, se agravează situația, stați așa că avem 1500, avem 2000, ori să anuleze, ori să sperie oamenii și să nu mai iasă la vot. Se poate gândi și încheia asta? Păi sigur, dar gândește-te că tocmai a anunțat Ciolacu faptul că votează moțiunea pe 31, adică luni. Da. Și atunci, da, care este evoluția? Ca de guvernul, nu? Dacă până luni o să ai 1500-2000 de cazuri, 2500 pe zi și zici că iară e rău, își mai asumă ăștia de la PSD să voteze ca după aia să le sară el alt în cap? Să zic că, bă, ați băgat țara în haos. Eu virus. Sunt tare curios cum se va vota această moțiune. Cine și va câștiga? Curios, sincer, dacă iar câștigă PNL-ul, e clar pentru mine, gata. E blat, ce mai. Da, numai că pentru Ciolacu e bine în momentul de față. El și-a luat o presiune de pe umeri. De ce și-a luat o presiune? El avea un partid destul de mult, un nucleu mare în partid, care tot îi spunea, băi, Ciolacule, tu ești blat cu PNL-ul, tu ești blat cu Iohannis. Păi dacă a tot depus, nedepunând, da, moțiunile alea, ce dracu? Că, și argumentele exact astea erau, corect. Bă, dar ne tot minți că depui moțiunea, că o faci, că și tot o amâna. E, acum ce s-a întâmplat? A băgat-o pe bune, că nu mai avea presiunea partidului. Și după ce a băgat-o pe bune, a avut și un congres. La congres, ăștia văzând că el totuși, uite, bă, al nostru chiar luptă, l-au votat, l-au confirmat. Ciolacu președinte. Acum Ciolacu s-a relaxat. Zice, bă, acum sunt ales de congres. Nu mai am Orlando Teodorovici în spate, nu mai am nucleul contestatarilor, sunt ales. E, acum ales fiind, nu știu dacă mai joacă la fel de vehement. Până la urmă, pe mine mai puțin... Da, da, astăzi a apărut intempestiv așa și a spus, gata, pe 31 votăm moțiune. Pe ca și cum... Moțiunea. Ca și cum ori nu i-ar păsa, sau știe că va câștiga. Sau sincer, știe că va pierde. Cum mă interesează moțiunea? Ce trebuie să spunem telespectatorilor? Sunt scenariile. Pică, să zicem că se unesc PSD, Pro-România, cine aduc ei pe acolo, ALDE, și pică guvernul. În momentul ăla avem cu toții un guvern demis, cu atribuții limitate, care nu mai poate da hotărâri și ordonanțe. Deci un guvern doar de administrativ. De coloratură. Da. În logica în care îl cunoaștem, președintele Iohannis cu siguranță nu va zice, bine bă, l-ați picat pe Orban, gata, hai, în 3 zile dați-mi care aveți majoritate. PSD-ul dați un premier să-l punem. Sunt convins că nu se va întâmpla nici asta. Îl cunoaștem. Păi i-au zis că au un premier, iată. Ei au, tehnocrat, finanțist. Trecând premierul, îl care s-a împrumutat mai puțin, cine știe. PSD-ului din prima așa, gata mă, îl trec pe al vostru. Exclus, nu? Și atunci, mai trage de timp. Va rămâne acest guvern interimar cu puteri reduse, minim, cel puțin, vă dau un scris aici, uite și semnez, minim, chiar și demis cu demoțiune, minim până la alegerile locale. Deci până la alegerile locale nu pleacă Orban cu echipa lui niciodată, ca să le organizeze. Și abia la alegerile locale vom putea vedea dacă, într-adevăr, sondajele astea se confirmă. De contează sau nu cei de la butoane, de câștigă sau nu cei din opoziție. Atunci chiar tragem linie și vedem, bă, sunt românii mulțumiți, nu sunt, vor schimbare, vor un independent, vor ce vor. Îi vedem pe toți atunci, corect? Da, uite, nu pot să nu te întreb, pentru că lumea, dacă mă întreabă, eu trebuie să-mi fac datoria, ca altfel pățesc chestii, știi? Zic, ia uite, domnule, ăsta Bucura este un iepuraș al lui Băsescu. Frate, nu știam că ești prieten cu Băsescu, acum am aflat Luis, și eu. Luis, de când mi-am anunțat candidatura, explic și eu în live-urile mele pe Facebook aceste replici. Acum telespectatorul... Deci cred că te-au asociat cu aproape toată lumea, nu? Deci, sunt așa, sunt iepurașul lui Băsescu, așa îmi citești tu și am primit și eu asta. Da. Sunt iepurașul lui Tudorache de la sectorul 1, de la PSD. A, deci te-ai dat cu stânga, cum ar veni. Da, deci nu, aici, odată sunt al lui Băsescu, dar sunt și al lui Tudorache de la PSD. Sunt omul lui
Orban și al guvernului, că dau un USR. A, da, ca să o termin pe Clotilde, cum ar veni. Da, că de fapt peneliștii care nu sunt prea de acord ei să ia Clotilde sectorul 1 și mâre că nu l-au pus pe lor, organizația vor să-i paradească. Așa, da, da. O paradesc pe al Clotilde. Deci practic ești deja în trei luntre, nu mai ești în două luntre, cum zice românul, ești în trei luntre. Deci eu sunt al tuturor, e purașul tuturor. Dar eu vă spun un lucru, celor care zic că-s pesedist. 3 ani jumate în studiouri la Rareș Bogdan făcea emisiuni pe vremea aia și continuând după aia la Realitatea, la B1, cât am înjurat Ciuma Roșie și am spus jos Dedi Dragnea, Flaușatu și cum îl poreclisem, jos Viorica Vasilica Analfabeta și toți aia cu miniștrii aia. Se uită. Al cui eram atunci? Deci atunci eram al PNL-ului. Bun, sau al cui eram? Bun. După aia a venit guvernul Orban. Le-am dat 2 sau 3 luni, lună de ghiere, că așa e firesc. Am zis, bă, nu poți să sar pe ei după 3 luni. Lasă-i 3 luni să dovedească că pot. Și am văzut că în guvernul PNL-ului a apărut așa, a apărut un Grindă, a apărut un Alexe, a apărut un Pepsi Glas, da. Lucrurile nu merg bine. Și am Violenta. Și am început să critic. Zic, bă, fraților, nu mi se pare jurnalistic corect să tac ce fac ăștia? Când ăștia îți oferă atâta marfă. Adică... în momentul în care am spus asta, am devenit brusc ori pesedist, dar pesedist mai târziu am devenit, că era greu după ce înjurasem Ciuma Roșie. Am devenit userist. Și mi se spunea, bă, tu ești cu Moise Guran, cu ăștia care vrei să treci și tu la USR, te aștept, ai luat și tu un loc la USR? Bă, fraților, n-am luat niciun loc, în jur guvernul, critică am cu ce? Bun. După care bomboana pe colivă, mă hotărăsc și depun candidatura independentă. Și cine să te conteste? Tocmai USR-ul. În momentul ăla, toată propaganda USR-ului, ăla de care eu eram userist, adică bă, hashtag, tu ești userist, că înjuri PNL-ul, înjuri PSD-ul. Exact ăia, acum spun, ești PSD-ist, faci jocul lui Tudorache. Păi cum să fac jocul lui Tudorache atâta vreme cât îl tăvălesc de luni de zile și spun din sector cum e cu gunoiul, cum e naia, avem aia, cu puzurile, cu dezvoltatorii. Adică sunt omul deci lui. Deci ești omul tuturor, una peste alta. Dați seama, deci eu îi tăvălesc pe toți și dacă îl tăvălesc pe unul în stânga, sunt în dreapta, dacă îl tăvălesc în dreapta, sunt în mijloc. Păi așa pățesc și eu, dacă invit pe cineva de la PSD, exact, sunt cu PSD-ul. Dacă invit pe cineva de la PNL, sunt penelist. Dacă eu în final, chiar mi-au și spus unii, bă, nu m-ai invitat pe nimeni, vorbește tu singur. Păi aia fac pe live. Un lucru, când... iară promit, aici la tine la emisiune. Luis, îmi spun unii, bă, dar ești al cuiva că nu o să ieși primar. Bă, poate nu o să ieși primar, uite, mi-asum asta, deși candidații niciodată n-au discursul ăsta. Aia, până în ultima zi, spun, noi batem pe toți. Bă, fraților, poate nu ieși primar, dar candidezi și la Consiliul Local. Și la Consiliul Local am nevoie de 3,6% ca să ies consilier local. Băi, oameni buni, eu în Consiliul ăla local 4 ani de zile sunt și voi rămâne Dan Bucura jurnalistul. Îi terorizezi completamente. Nimic. Profesia ți-o are și locul de muncă îți rămâne. Că acolo te mergi doar la ședințele Consiliului Local, votezi, nu știu ce. Păi știți ce o să fac eu 4 ani de zile în Consiliu cu toți, cu care o câștiga, nu știu, că stânga, că dreapta? Că voi fi în interior, voi fi între ei. Păi le transmit live pe Facebook, oameni buni, le pun toate negocierile alea ticăloase din ședințele de Consiliu. Cum se înțeleg ei, de mai votează și stânga cu dreapta, avem un puz, are USR un puz, îl votează PSD-ul, că după aia vine PSD-ul cu unul și votează și ceilalți, au PNL. Deci toată această pornografie politică, altfel nu pot să-i spun, o voi transmite live, o să-i dezveleze toate secretele și atunci să văd cine ce mai îmi zice, cum o să mai zică. Când o să zic, ia uitați-i pe ăștia la PNL cum au bătut azi palma în ședință cu PSD-ul, fac și public și dau. După aia săptămâna viitoare avem altă ședință sau peste o lună avem o ședință. Pac și dau pe alții, iar ia uitați cu ce propunere vine USR-ul sau cum blochează USR-ul un proiect și dă-le și la ăia. E, atunci hai să-i văd eu cum mai zic și ce mai zic, știi? Al cui o să mai fiu. Da. Nu? Deci lucrurile sunt clare. Susținerea ta este că ești absolutamente independent. Și eu cred chestia asta, că te știu de ani de zile. Cine nu o crede... Nu văd de ce ar trebui să fii iepurașul cuiva. Luis, ai spus mai devreme Traian Băsescu. Uitați-vă în ultimele 30 sau 60 de zile pe jurnalist.ro sau pe pagina mea de Facebook, pe Dan Bucura, și vedeți de câte ori am scris de Petrov.
n-o să găsiți un lucru evlavios despre Băsescu, să zic, domne, Traian Băsescu e bun, e cu toate. Uitați-vă la câte postări am cu Petrov, că nu-i normal când tu ești Petrov să depui o candidatură, nu ți-ai rezolvat problema în instanță și multe alte critici de genul ăsta. Păi dacă eram al lui Băsescu, accepta ăla să-i spun astea, lucrurile astea și să republic? Poate dacă e masochist, nu știu, habar n-am. Dar sincer, eu chiar n-am înțeles cum își depune el candidatura, adică... Păi asta spun și eu, domne. Pentru mine e o chestie complet... Nu că se spune despre tine, că una e să se spună. Măi, în primă instanță o condamnare, s-a dat cu ciocănelul, pac, direct. Da. Dar cum își depune candidatura Piedone la sectorul 5, care are 8 ani jumate? Direct, pe persoană fizică. Și mulți alții. Eu nu știu cum au curaj oamenii ăștia. Dar vezi că Piedo n-a mai avut curaj să se ducă la sectorul 4. Nu era sectorul lui sectorul 4. Nu, a zis că se duce la sectorul 5. Nu. Ia uite ce curiozitate, ca să vezi situația. Marian Vanghelie, nici el nu stă prea bine acolo, nici confortabil cu procesul. Dai seama ce vedete acolo la sectorul 5. Cum Vanghelie cu Piedone și cu Florea. Și ce spun? Florea e supărat, fleașcă, leoarcă, că vor să ia sectorul oamenii răi. Ăștia sunt. Eu mă duc în fiecare zi, mă chinui, pun în fiecare dimineață câte un punct din programul meu, un subiect, despre puzuri, despre gunoi, în fiecare zi, la ora 9. Băi, nene, ăia ce-ți spun oamenilor? Dacă reușesc să scap de pușcărie și nu-mi vine definitiva și revocabila în primele 3 luni de mandat, o să vă fac ceva la primărie. Dar dacă nu, o să mă ia cu cătușe din primărie, nu? Cum o să le, ce o să le spun? Asta o zbor cu mine, nu? Nu? Bă, votați-mă că sper să nu mă ia cu cătușe de aici. Sper, dacă... Păi da, am avut atâtea exemple de-a lungul timpului. Mă rog, unii s-au dovedit a fi cică nevinovați până la urmă. Da, alții așa nu. E, dar de ce să nu-ți demonstrezi tu nevinovăția de acasă cu avocații și să revin forță curat? De ce să nu faci asta? Uite cum a făcut Orban, nu? Orban când era să candideze și el, a pățit chestia aia cu... Urdăreanu cu ea. Cu de-a mă acuza iar unii că-s penelist, să știți că lucrul ăla a fost o chestie de bărbăție, de corectitudine. Bă, m-au chemat la DNA, chiar dacă era dubioasă povestea în campanie, în alea, adică și aia fix atunci. Dar aia era, era, vorbeau de bani de campanie în dosar, așa că atunci l-au chemat. Bă, frate, da, a spus top joc și a plecat din viața publică până a rezolvat problema. Și uite, după ce și-a rezolvat problema, a ajuns premier. Am altele să-i reproșez, sunt chestiuni legate de administrarea de acum a țării, dar pe povestea aia, zău că îmi scot pălăria. Așa trebuie să facă un politician. Da, vezi, nu? Noi avem senzația, adică în popor. Poporul, întrucâtva, tot vina politicienilor este, s-a radicalizat. Adică nu mai acceptă nici măcar să-l audă pe ăla care e la guvernare sau pe ăla pe care el îl consideră vinovat că nu știu ce i s-a întâmplat, când i s-a întâmplat, că a fost la guvernare cu 4 ani, cu 6 ani, cu 10 ani. Și atunci s-a ajuns la o situație din care eu cred că s-ar putea cu independenți totuși să ieșim cumva, la care ei nu mai vor să asculte politicieni. Nu mai au nervi să asculte politicieni, pur și simplu. Ui, să știi că de aici a pornit și demersul meu. Îmi scria lumea pe Facebook și cei cu care mă întâlneam când ieșeam, acum ieșim mai greu, exact lucrul ăsta. Domnul Bucura, de 20 ceva de ani scrieți, de unul, de altul, nu se întâmplă nimic, domne, se rulează în 3 la 4 ani, pleacă un partid, vine la alalt și se mută aia în opoziție și fură ceilalți. Și domne, faceți ceva, mergeți să... Acum, sincer, și dacă demersul meu nu iese câștigător, n-o să abandonez lupta. Pentru că măcar am tras un semnal de alarmă. Adică le spun tuturor, băi politicienilor, oamenii ăștia care m-au îndemnat pe mine să fac gestul ăsta, sunt aia care nu mai vor cu niciunii, mă. Nici cu PSD, nici cu PNL, nici da, cu USR. Da, exact, USR. Asta nu se înțelege, da, într-adevăr. Nici cu USR, apropo, că și cu USR-ul ăsta, știi, aici trebuie să spun și asta, că dacă tot am fost acuzat că-s și USR, să spun și de ăștia. Băi, fraților, am crezut toți în acești tineri liberi, acum 4 ani, băi, oamenii ăștia, tineri, schimbă politica. Dar am văzut guvernarea tehnocrată, cel puțin partea de plus din USR, cu băieții aia care au ajuns un an de zile la butoane. Când am văzut acum, au apărut dezvăluirile, cum făceau contracte cu statul și cum luau domnul Păslaru ăla, ministru de dansa, cum lua 6 milioane sau 7 milioane contract pe firma lui, sau domnul Barna, sau domnul nu știu care, și cum s-au dedulcit la banii publici. Nu te dezarmezi, nici nu mai știi ce să mai spui. Mi-a fost rușine să-mi înghi cuvintele, să le mai spun alora
care mă urmăresc. Bă, fraților, da, cu 4 ani v-am zis, tinerii frumoși și liberi, haideți să le dăm o șansă. Și acum trebuie să justific eu numele lor, că lumea mă întreba direct, bă, da, cum ne spuneai, bă, Bucura, cu 4 ani? Când eu acum 4 ani Clotilde Armand a candidat aici, am spus-o public, zic, bă, eu cred că Clotilde Armand a fost adevăratul câștigător al alegerilor și au făcut-o un pic din pix. Așa am spus și am crezut. Zic, băi, merita să câștige. Și când am văzut că 4 ani n-a făcut nimic și când a prins trenul de Bruxelles, s-a urcat în el și a plecat frumos și a zis, lasă Consiliul Local, că nu stau eu pe firfirei de la Consiliul Local. Pot să le mai spun oamenilor, da, mă, altceva decât da, fraților, m-am înșelat? Am greșit, așa e, am greșit când am crezut și în proiectul ăsta. Ce să fac? Jurnalistul trebuie să spună și că am greșit. Da. Altfel nu-i jurnalist. Ăsta e mare lucru. E în regulă, Dan Bucura, a fost împreună cu noi în această seară, Dan Bucura. După cum știți, Dan candidează din poziția de independent la primăria sectorului 1 și eu mi-am asumat această chestiune că întotdeauna oamenii care nu au posibilități materiale și încearcă să facă ceva pe cont propriu, iată, independenții, atât cât am să pot eu, îi ajut cu mare drag. Deocamdată asta a fost o întâlnire sau o discuție absolut colocvială așa, despre mai multe lucruri. Acum noi trecem către alte subiecte sau către aceleași, pentru că subiectele noastre sunt aceleași de ceva timp, numai că abordarea lor diferă. O privim și așa și altfel. Trecem către o importantă patriotă, i-am zis eu, reputata avocată Diana Iovanovici Șoșoacă. Dacă regia a pregătit-o cu Skype-ul, să o văd și eu pe doamna avocat în monitor. Ne auziți, doamna avocat? Da, bună seara, vă aud. Bună seara, bună seara. Ce mai faceți? Este totul bine? Sunteți în regulă? Că asta mă întreabă și pe mine telespectatorii și oamenii noștri din online în fiecare zi. Sunteți bine, domnul Lazarus? Doamna avocat a pățit ceva? S-o mai invitați la emisiune? Că spune lucrurile pe nume, lucrurilor pe nume și așa mai departe. Deci oamenilor le e frică să nu pățim ceva. Ce ne facem? Nu au ăștia de la putere nevoie de eroi, adică cred că ne-ar crește cotele atât de mult și cred că ar ieși românii în stradă, ceea ce ei nu prea-și doresc. Cine nu-și dorește? Cei de la putere. Ah, da, 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 într-adevăr, cei de la putere au niște mici probleme în legătură cu organizarea altora, așa că trebuie și noi să avem punctele noastre de vedere și aș începe cu dumneavoastră, cu aceeași întrebare care mi se pare absolut șocantă, știrea care a apărut astăzi cu privire la Suedia, bineînțeles că cine putea să recunoască altcineva decât acea țară care a fost cea mai relaxată dintre toate, și anume Suedia, că de fapt 3700 de teste COVID au fost, oameni buni, fals pozitive. Deci 3700 de oameni au avut niște probleme și un pic de stres, că în Suedia totuși lucrurile se întâmplă altfel, nu ca la noi. La noi te ia rapid, te aruncă ori în casă, ori te arestează medical 48 de ore și mai vezi tu după aia ce se întâmplă, pentru că un test nou nu mai poți să faci, fiindcă nici ei nu te lasă să ieși din casă, dar nici tu nu poți să chemi la tine o salvare sau ceva care să îți poată face testul. Și atunci stai 2 săptămâni acolo închis și cu asta basta. Deci, una peste alta, treaba este că noi nu prea vrem să recunoaștem că avem această problemă. Mă refer la nivel oficial. Noi am studiat-o și am adus-o la cunoștința publicului de ceva timp. Deci noi nu vrem să recunoaștem că avem această problemă cu testele fals pozitive și că această problemă generează un fals în raportări. Cât de mare e procentul, cât de mult poate vicia până la urmă tot trendul ăsta crescător al acestor teste, rămâne de văzut. Ce părere aveți, doamna avocat, despre această situație?
Eu cred că sunt mai mult de 3700 de teste negative, părerea mea, din ce am vorbit cu medicii și cu ce, cu fapt. Gândiți-vă numai un lucru, virusul ăsta, din ce spun ei, nu a fost niciodată izolat. Da? Unii spun că nici nu poți să izolezi un virus. Și atunci, cum Dumnezeu să depistezi ceva ce încă nu a izolat, că nu îmi dă cu virgulă. Da, pe de o parte. Doi la mână, eu aș vrea să știu 3700 de teste din cât în Suedia, că Suedia totuși nu are populația noastră, e o populație destul de mică. Din câți oameni testați au ei, ce înseamnă 3700 de teste? Și mă bucur că se întâmplă în aceste țări, pentru că aceste țări își respectă cetățenii, își respectă oamenii care contribuie la plătirea salariilor autorităților și au grijă de sănătatea lor. Și să vedeți ce iese, pentru că nu e singura țară. Deja sunt o serie de mișcări în toate țările europene împotriva acestor teste și împotriva tuturor măsurilor OMS-ului. Se depun plângeri penale împotriva guvernelor tuturor țărilor, plângeri penale împotriva politicienilor care au contribuit la această mizerie pe care o trăim acum. Iar în România, să știți că există niște mișcări extraordinare, bineînțeles că avocații sunt capul răutăților, dar stați liniștiți că nu ne va face nimic a guvernul ăsta. Ăștia nu sunt în stare să-și facă ei între ei câte ceva, da? Păi să ne facă nouă ceva. Ăștia sunt incapabili, doar sunt capabili să fure și să distrugă țara. Altceva ei nu sunt în stare și să încerce să distrugă poporul român. Eu îi anunț că ar trebui să se gândească că cine nu învață din istorie o cam pățește. Și nu a existat niciodată în istoria niciunui popor ca o dictatură să reziste la nesfârșit și ca o minciună să fie acoperită la nesfârșit. Există inclusiv oameni din sistemul medical care deja au început să vorbească, oameni care până acum au tăcut. Sunt oameni care au înregistrat dovezi. Sunt oameni care deja au început să formuleze plângeri penale împotriva conducătorilor spitalelor, împotriva celor din DSP. Puteți dumneavoastră să le faceți, dragi guvernanți, și salarii de 500 de mii de euro pe lună, că văd că pentru ăștia aveți bani, dar pentru măști la copii și la profesori nu aveți bani. Voi aveți bani numai ca să vi băgați pe parandărătul vostru. Iar ca să ajungă, ne-am spus, deja începem procese colective. Sunt zeci de mii de oameni care s-au adunat și sper să creștem, să depășim sutele de mii de oameni care vor da în judecată statul român, guvernul României și Parlamentul României. Pentru că Parlamentul României avea obligația de a legifera în avantajul poporului român, nu în avantajul buzunarului politicienilor. Păi ei o să zică faptul că au încercat să ne ajute să fim sănătoși. Pă bune, cu ce să te ajute să fii sănătos? Cu o mască? Să și te cu niște țină... biocide, cu biocide păi cum care cu o mască? Pielea? Păi nu te ajută cu masca aia că ți-ai cumpărat-o pe aia. Deci păi doar îți impun să mai faci niște cheltuieli în plus, eventual. Păi, tocmai, cu ce au ajutat ei sănătatea populației? Cu faptul că nu te primesc în spital și că te trimit către privat? Dumneavoastră credeți că... Că ne-au ținut în casă atunci, în starea de urgență. Și iată, a căzut cifra. Dar eu nu am stat în casă. Dar eu nu am stat în casă, îmi cer scuze. Nici eu, da. Pe declarația aia scria foarte clar că poți să ieși să te plimbi. Eu mă plimbam cu pauze de 5 minute în casă. Dar de ce nu ați interpretat așa? Da, vă făceați declarație tot timpul așa? Nu, domnule, aveam una de dimineață până seara și o completam până jos și pe partea ailaltă. Eu am avut treabă, frate. Ați avut noroc. Ați avut noroc, doamna avocat, că dacă dădeați de niște polițai din aia de la locală, de aia de jucărie... Păi, ce să-ți facă, domne? Lăsați-mă că m-am oprit eu, că la un moment dat m-am enervat că nu mă oprea nimeni. Eu tot mă fâțâiam între București, Pitești, București, Vâlcea, București, Constanța și nu mă oprea nimeni. Și la un moment dat m-am oprit. Zic, domnule, dumneavoastră aveți ceva cu mine?
De ce? Păi eu trec tot timpul pe aici, vreau, intru pe autostradă, pe toți îi opriți pe mine, nu zic, sunt dată în consemn de nu mă opriți. Dar mergeți, doamnă, n-aveți treabă? Păi am treabă, dar controlează-mă și pe mine, am și eu o declarație, aveți, e bună, nu e bună? O singură dată, de două ori m-a oprit. Prima dată, când s-a instituit acea regulă că după 10 noaptea nu mai ai voie să circuli. Și chiar m-am dus la țară, aveam copii, eu imediat, cum s-a dat nebunia aia, că s-au închis școlile și gata, intrăm în stare de urgență. Când am citit porcăria de decret a domnului președinte... E, vă rog frumos, nu poate fi o porcărie, e ceva foarte bine gândit. Este o porcărie și o chestie neconstituțională și este abuz asupra poporului român și vă spun că nu se va sfârși bine pentru el, îmi pare foarte rău, dar acest om nu cred că își va termina mandatul. Oare? Ascultați, nu, eu nu cred. Dacă politicienii ăștia vor să mai... Sincer să fiu, eu nu vă cred pe dumneavoastră, că nu înseamnă că nu știți cam ce e în spatele lui, adică... Ba, știu ce e în spatele lui, dar să știți că ce e în spatele lui, în spatele altora e și altceva și oricum sunt vreo trei chestii care se tot luptă la momentul ăsta. Așa, dar deocamdată ăia care sunt mai puternici sunt ăia care sunt de acolo. Nu cred. Ca să nu ne cred. Exprimăm... laconic și cifrat. Nu cred. Uitați-vă un pic totuși. Din toate informațiile pe care le am, au atâtea amenințări în spate, încât tremură de frică de ăia care îi amenință, nu de popor. Să văd ce or să facă când poporul ăsta o să înceapă să iasă să-și ceară drepturile. Și inclusiv să-i cam dea jos de pe unde sunt. Că poporul nu prea mai poți să-l prostești. Îl mai prostești 10, 20%, 30%, dar ăștia la 70%, nu prea mai poți să-i mai trezești. De ce credeți că domnul Orban de câte ori apare spune că 98% din populație ascultă? Pă bune? Păi de ce trebuie să-mi spui tu mie că 98%? Îmi pare bine că eu fac parte din aia 2% care păi, nu ascultă. Păi da, dar nu e nici de cum real așa ceva. Păi bineînțeles că nu-i real, dar încearcă și el să prostească câtă lume mai poate. Deci vreau să vă spun că inclusiv oamenii simpli, oamenii fără carte, mi-au găsit numărul de telefon. De câte ori au o problemă cu DSP-ul, cu poliția, mă sună. Și astăzi am primit niște telefoane. Chiar am reușit să-i spun unei doamne ce trebuie să facă. Undeva prin Moldova au fost luați cu toții la spital, au avut o problemă, un accident, ceva de genul ăsta. Copilul 6 ani, ținut în spital, i-au spus mamei, stai liniștită că ți-l trimitem acasă. Asta a ieșit din spital și copilul a fost dus la pediatru și am întrebat-o, dar dumneavoastră de ce nu v-ați dus cu copilul la pediatru? Păi dacă mi l-a luat, păi cum adică? Cine e doctorița aia să ți-l ia de mână fără tine, mamă? Păi știți că așa mi-a zis și că mi-l aduce înapoi și eu nu mai pot să-l iau și nici să mai intru în spital, că e spital COVID. Păi femeie, zic că ăla-i copilul tău, du-te și ia-ți copilul, păi nu mă lasă să intru. Zic, dom'le, tu ai văzut niște clanuri cum stau la taclare, la ceașca de cafea și fac ce vor împreună cu jandarmii? De ce nu facem la fel? Păi dacă cu ei se poate, înseamnă că și pentru noi aceeași lege, nu? Suntem toți egali în fața legii. S-au adunat tot familionul și s-au dus peste ei acolo. Ce îi spune doamna doctor, șefă de secție? Îți fac plângere penală. Asta în lemnit, mă sună, îmi face plângere penală. Așa, și dacă îți face plângere penală, păi și dumneata. Ce? Care e problema? Dacă îți face plângerea penală, se anchetează imediat și orice plângere penală înseamnă că intri în pușcărie. Adică păi ce faci? Mi-ai copilul și tot tu îmi faci mie plângere penală? Hai că asta e culmea tupeului. Nici o problemă, i-am dat avocat de acolo din Moldova foarte bun și i-am spus, știi ceva? Ia depune-i tu lui madame doctor asta cu gură mare și care habar nu are legea și care nici nu știe că n-are dreptul să te amenințe ca să-ți țină ție copilul în spital. Ia fă-i tu plângere penală. Normal. Și l-am rugat pe un coleg să-i facă plângere penală. Băi, da. Nu le e rușine? Nu vă e rușine? Băi, medicilor ăia care faceți așa ceva... Păi sunteți de băgat în pușcărie 30 de ani să muriți acolo.
Cum vă permiteți, băi, frate, să luați copiii și să-i duceți departe de părinți? Ce iasă cu voi copilului ăluia acolo? Mai e zdravă? Da, mai e normal? Ce-au făcut, într-adevăr? Iar copilul și că plângea în continuu după mama lui, avea 10 ore de plâns după mama lui. Și atâta i-am spus, doamnă, ce-ai căuta să pleci din spital? Deci, dragii mei, este și vina voastră pentru că vă lăsați copiii. A, evident, niciodată în viața asta nu lași copilul din mână. Dar când am ridicat problema asta în trecut, încă de pe vremea discutării legii pandemiei sau cum eu zice, toată lumea a zis, ai bă, Lazarus, că tu uneori ai tendința să exagerezi cu lucrurile astea. E, uite câte lucruri s-au întâmplat în raport cu despărțitul părinților de copii și așa mai departe. Deci a mai fost... Deci, Luis, eu când am avut o operație de amigdale la Fimea, medicul mi-a zis să trebuie să-ți o iau. Nu, eu vreau să văd cum arată blocul operator, mă îmbraci frumos în costum, vreau să văd și eu ce faci, vreau să văd și eu ce substanțe îi bagi tu să o anesteziezi și fără acordul meu nu faci nimic. Deci vreau să văd absolut tot. M-am îmbrăcat în costum din ăla, m-am dus și am stat acolo, n-am înțeles. Cum adică? Pe ce faci tu ce vrei cu copilul meu? Da, vezi ce se întâmplă? Unde s-a putut ajunge cu obediența? S-a putut ajunge în faza în care, dacă spune unora, dacă le spune, lasă că rămâne copilul aici, ce să facă, mă? Adică de eu unde? Cred că și până unde? Eu, indiferent ce dosar penal îmi făcea, indiferent ce 112, și i-am spus, doamnă, sunați la 112, spuneți foarte clar că vi s-a furat copilul pentru că ăsta este răpire de copii. Punct. Și îi faceți plângere penală doamnei doctor și spitalului. Doi la mână, sunați la protecția copilului, sunt obligați să vină. Da? Și dacă vă luați amendă, care e problema? O faceți pentru copilul dumneavoastră și o contestăm. Nu e nicio problemă. Deci, nu știu dacă ați observat, lucrurile astea nu se întâmplă oamenilor care au cunoștințe despre lege, oamenilor care sunt într-o anumită pătură socială. Evident, da. Nu politicienilor, nu actorilor, nu avocaților, nu judecătorilor, nu oamenilor de televiziune, nu intelectualilor care mai au și un pic de conștiință și de cultură, numai în pătura socială defavorizată. Și dacă observați, cu precădere în partea Moldovei. Oamenii ăia care au ajuns să ne ceară ajutorul pentru aproape orice. Vă fac o mărturisire și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Eu nu mai am timpul fizic necesar să citesc miile de mesaje care vin în fiecare zi. Și dacă cineva este nedumerit în legătură cu treaba asta, să poate uita pe contul meu de Facebook, Luis Lazarus Zeus TV, și poate să vadă acolo că aproape fiecare postare care e preluată de la un live sau altceva, are de la 5.000 de mesaje în sus. Cum să fac eu față, un singur om, să citesc toate aceste mesaje și să am posibilitatea să dau răspunsuri sau să ajung niște oameni. De aceea îmi cer scuze pentru aceia cărora nu le-am putut citi mesajele și n-am răspuns încă. Dar o să vedem cum o să facem. Și eu am într-un târziu, mai angajăm niște oameni, nu știu. Cel puțin pe Facebook, cred că, nu știu, sunt câteva mii de mesaje, dar nici nu mă lasă Facebook să le văd pe toate. Da, că sare din aplicație la un moment dat. Da, nu am pot observat. Să văd. Nici în WhatsApp nu mai pot să văd. Oricum, numerele mele sunt peste tot pe internet. Mă sună, deci am 100-200 de apeluri pe zi. Vă dați seama că nu pot să fac față la așa ceva. Cine are norocul să mă prinde? Pentru că mai închid și eu telefonul din când în când să pot să lucrez toate aceste procese colective. Pe lângă aceste procese colective, am și eu clienții mei cu dosarele lor pe care trebuie să le lucrez. Pe lângă asta, mai am și o familie care deja a ajuns să mă vadă după ora 9-10 seara. Eu nu mai pot să-mi văd fetița cea mică decât cam o jumătate de oră într-o zi când o adorm. Atât. Deci trebuie să se înțeleagă că și noi avem o limită. Și rog pe colegii mei avocați, ceilalți care au stat deoparte. Și nu prea e corect să stai deoparte.
Încercați să ajutați oamenii. Încercați să-i ajutați și să interveniți în situațiile limită măcar. Pentru că, atenție, se va întoarce roata foarte curând. Foarte curând ne vom elibera. Și știu foarte bine ce spun. Da. Deci foarte curând ne vom elibera. Este o mișcare la nivel european și la nivel mondial. Am luat legătura cu avocați din Europa. Sunt mii de avocați. Ne facem de rușine cu cât suntem în România. Dar noroc că suntem și noroc că noi ăștia din România i-am contactat pe ilalți. Le-am dat niște date pe care nu le aveau și vă spun că au început să facă ceea ce facem noi. De exemplu, în Belgia, o mare parte din avocați au preluat din lucrările pe care le-am făcut noi, pentru că și la ei acum au ajuns măsurile astea nenorocite de la noi. Noi suntem țară experimentală. A mers aici. Deci am ajuns să le exportăm deja. Da, da. Deci dacă noi ce se gândesc, bă, dacă se poate la ăia, hai că încercăm și noi, mergem și noi corect mai departe. Da, haideți să vă întrerup, doar 30 de secunde vă întrerup și revenim imediat. O să vină cu noi și o altă patriotă a noastră pe care o cunoaștem foarte bine din Franța, Alina. Hai să dăm unicul spot și după aceea să revenim. Spitalul de urgență București. Cel mai mare spital din România în sectorul 1. Dedicat relocării a 3 spitale din București sub un singur nume. Proiect realizat de Primăria Sectorului 1. Inovație, tehnologie, performanță. Performanță în cel mai modern spital din România în sectorul 1. Da, am revenit, dragi prieteni, discutam iată despre ce se întâmplă și în alte țări, motiv pentru care o să intre și Alina din Franța, pe care ați mai văzut-o la emisiunile noastre, și remarcam, iată, și noi manifestații în Statele Unite. De pildă, au reușit să devasteze o parcare întreagă zilele trecute și sigur că răbdarea oamenilor e pusă la încercare, deoarece această chestiune pare să că nu are un sfârșit. Toți cei care sunt factori de decizie merg pe un trend, în paralel cu ei au apărut alți medici, alți laureați ai Premiului Nobel, alți oameni de știință, infecționiști, epidemiologi și așa mai departe, care susțin puncte de vedere diferite. Deci, doamna avocat, practic, noi încercăm, iată, în România, să punem în operă cele mai importante și drastice restricții. Suntem în acest moment singura țară care mai are încă restaurantele închise, teatrele închise, cinematografele închise. Suntem singura țară care a ținut în izolare sau în spitale internări forțate asimptomatici. Noi suntem cei care au făcut pe planetă cele mai mari și mai drastice restricții, le-au pus în operă, dar ce să vezi? Cifrele pe care le avem arată că n-a avut niciun fel de relevanță toată nebunia asta și atunci a apărut un domn pe care noi îl cunoaștem foarte bine și care se numește Rafila și care ne-a dat una în cap cu un par, că nu am altă metaforă pe care să o exprim, povestindu-ne că, eventual, de ce să nu purtăm măștile și în casă? Și scrieam eu ieri pe Facebook, băi, zic, dacă tot va trebui să ajungem și în faza asta, să purtăm măștile și în casă, cum e gândită treaba asta? Că ea are o gândire. Normal, și eu care sunt un tip
cel puțin așa spune lumea, destul de atent și critic și logic, știu cum stau lucrurile. Deci, de unde pleacă Rafila? El pleacă de la ideea că ai noștri copilași se duc la școală. Și dacă noi în casă mai stăm cu niște bătrâni, atunci copiii când vin de la școală, dacă vin cu ceva, ar putea să dea bătrânilor, va să zică, și dacă dau bătrânilor, iată cum la bătrâni care ar mai avea și comorbidități, ar putea să se întâmple alte lucruri. Deci, asta este, grosomodo, toată demonstrația lui Rafila. Dar după aia, când o preia Arafat, zice, stai, domne, vezi, dă treabă că dacă nu se poate să poarte mască tot timpul, că deja el avansase puțin, să poarte mască tot timpul. Cine? Copiii, familia, bunicii, de să stăm toți cu măștile pe-n casă, eventual. Deoarece un copil se duce la școală. E, lui, și dacă... Dar cine ne urmărește pe noi prin casă cu măștile astea? Nu te supăra. Vine vreun jandarm să se uite la mine pe fereastră? Păi dau cutiga aia în cap. Vedeți că... Și hai să mai spun ceva. Deci, cutigăile se ocupa Bagmuțanca pe vremuri, așa că vă rog frumos. Mă rog, nicio problemă. Nu luați arma altor personaje feminine, eroine de pe România, da? Iată, deci toate măsurile de aici sunt preluate din China. Suntem singura țară care a copiat China punct cu punct. Da, ia să auzim. Nicio altă țară nu a copiat China ca noi. Da. Hai să vedem, vă întrerup puțin, să vedem filmulețul ăsta cu Rafila, dacă regia l-are pregătit. Aș vrea să știu. O salutăm între timp și pe Alina din Franța, patriota noastră din diaspora franceză. Vezi, Alina, cum te prezint, de parcă ai fi așa un fel de... din legiunea franceză, cum ar veni treaba. E din legiunea română. Legiunea română din Franța, da. Cum e în Franța, Alina? Asta mă interesează și pe mine și pe doamna avocat Șoșoacă, pe care cred că o știi de la televizor. Da, da, da. Bună seara. Am contactat-o chiar și în privat, dar am înțeles că nu are cum să-mi răspundă datorită scrieți-mi, numărului mare scrieți-mi de mesaje. Scrieți-mi direct pe telefon, vă rog eu frumos, scrieți-mi pe WhatsApp, că nu am cum să văd mai mult de 10 mesaje pe Facebook. Nu mă lasă. Da, deci în Franța, în primul rând, că noi am fost foarte informați de la început de acest avocat Carlo Alberto Brusa, care bănuiesc că l-ați contactat, este cel care a spus din start în legătură cu confinarea, cu perioada izolării, el ne-a informat din start că se poate contesta, fiind doar un decret, și oamenii, într-adevăr, n-au mai fost cu teamă, adică s-au respectat, pentru că noi am înțeles că există acest virus, o fi, nu o fi creat, nu știm, dar am respectat ce de respectat, dar nu din obligație. Adică și poliția și cetățenii au înțeles în mod civilizat că e ceva. Acum este dedus la absurd, pentru că guvernul singur, sunteți sinceri, sunteți pe aceeași curbă ca a Franței și același discurs. Deci eu nu mai mă surprinde nimic din ce aud. Și în momentul în care acum se depășește limita absurdului, pentru că noi în timpul pandemiei noi nu aveam măști, ni s-au interzis măștile, pentru că nu aveam, se dădeau doar pe rețetă. La farmacii am zis, când era plină pandemie, zic, hai să iau și eu, să încerc o mască. Totuși, n-am găsit nicăieri, nu se găsea nici gel hidroalcoolic, deci nu se găsea nimic. Am fost închiși fix a doua zi după alegerile, primul tur de municipale. Mă rog, coincidență, da? Ca să nu intrăm în teoria conspirației și etc. Și, păi nu intrăm, Alina, dar nu putem să nu ne gândim. Auziți, doamna avocat, când au fost închiși în Franța, a doua zi după alegerile municipale. Adică exact. Să fie bine. Păi să vedeți ce ne închid ăștia pe noi după alegerea a doua zi. Păi 1 octombrie, haideți să fim eleganți totuși. Ne mai lasă câteva zile, nu? Nu cred. Nu mai sperați. Pă bune, deci ăștia, eu am impresia că guvernul ăsta i s-a făcut de bătaie, sincer vă spun. Da, doamna avocat, dar până atunci organizarea e gata. Asta e pentru cunoscători, așa. Of,
Da, și ca să revin actual în Franța, ultimele decrete, ultimele legi, ultimele, în fine, într-adevăr, masca este obligatorie la locul de muncă, în întreprindere, numai că ceea ce mă distrează acum este că întreprinderea și televiziunea face parte din această întreprindere și discuția, deci în sfârșit i-au atacat și pe ei și acum se întreabă cum mai transmit ei mesajele emoționale având acele măști pentru surdomuți, etc. Mă rog, cum mai transmit ei minciunile, ca să spun. Chiar mă bucur pentru că se întoarce împotriva lor treaba asta. Și totuși mi se pare că avocată trebuie să înțelegeți cât de gravă este situația, să fie totuși la locul de muncă se este vină profesională dacă nu ai mască, dacă îmi refuzi să spui masca și etc. Vă spun sincer, nu există încă stresul la locul de muncă. Oamenii suntem și de o parte și de alta foarte realiști cu ceea ce se întâmplă și suntem totuși raționali. Asta am văzut-o în general. Irațional sunt cei care se informează doar de la televizor, adică le aud discursul, durează virusul ăsta 2 ani, ăsta e discursul celor care se informează de la televizor, durează virusul 2 ani, care mai sunt, protejează-i pe ceilalți cu măștile, ceva de genul ăsta, că eu mai întreb pe cine să protejez, hai că protejez, dă-mi și mie un nume, pe cine concret. Și ce mă sperie cu adevărat este faptul că într-adevăr se obligă măștile și la noi în locuințe o să fie. Și aici este vorba de proprietatea privată. Deci și la voi s-a lansat treaba asta? Că să aveți măști în locuință? Absolut. Și de la 1 septembrie oficial este obligatoriu în întreprinderi. Și acum televiziunile, făcând parte din întreprinderi, chiar ei își pun întrebările animatorii, cum o să stăm cu mască? Cum mai transmitem informația? Cum... să vedeți și voi cum este. Că într-adevăr ne pierde zâmbetul în comunicarea aici. Dar să știți că eu am văzut că politicienii Alina, două noștri... secunde. De când e obligatorie masca în casă în Franța? Că nu era până acum. Este în discuție. Deci acum este în discuție. E propunere. S-a lansat ca la noi, știi? Adică da. Se vede clar că noi. E comandă toate europeană. Toate astea vin de undeva, de la o chestie comună. Mm-hmm. Emană de la un singur centru. Și dacă o să observați, noi am copiat în ceea ce privește acea declarație modelul francez. Eu am scris pe femeide10.ro, unde scriu mereu, mama mea locuiește în Franța și imediat cum a avut această declarație mi-a trimis-o. Și când a apărut propunerea lui Arafat, am văzut și zic, mamă, e copy-paste de acolo, doar că au tradus-o, deci atâta tot. Deci ne copiem unii, suntem țări surori, e minunat. Eu cred că și francezii se joacă cu focul, pentru că acolo este o mișcare foarte mare a avocaților și oamenii de pe acolo nu prea suportă. Sunt cei care sunt într-o anumită pătură socială mai evoluată, care acceptă că, mă rog, ăștia nu iau atitudine în general, dar tare aș vrea să văd și eu cum o să faci cu minoritățile astea care deja au devenit majorități și care în general nu poți să le supui în niciun fel și cum vor face cu avocații care deja au început să-i dea în judecată să-l depună plângeri penale, s-au formulat și către CEDO și s-au făcut procese la Haga și la Haga sunt procesele internaționale, atenție. Eu nu cred că o să le meargă prea mult și mai aveți și vestele galbene care iau atitudine și o să tot ia. Și acum să vă mai spun o țară soră a Franței, Canada, partea franceză, quebecoasă. Da? Avem acolo, eu am prieteni și rude acolo și acum vreo 2 luni de zile am și postat pe Facebook, m-a buvnit râsul, prietena mea mi-a pozat ce apărea cam din oră în oră la televiziunile din Montreal. Îți dădeau sfaturi cum să faci sex. Opa! Cu mască! Deja mă enervez, gata, plec, nu mai. Nu, fii atent, Luis, o să-ți trimit acel manual, apărea frumos pe televizor. Vorba prietenei mele, că eu închid televizorul, că eu n-o să mai fiu femeie în curând, pentru că ți arătau, inclusiv îți spuneau, ce poziții să adopți ca să nu iei COVID-ul. Doamne ferește, așa ceva e. Deja intrăm în altele. Sunt unii mai rău ca noi.
Deci, haide să vă mai dau o veste interesantă. Dacă nu știați, vă spun eu, primarul Negoiță al sectorului 3 al capitalei s-a îmbolnăvit de COVID, oameni buni. În sfârșit! În sfârșit se îmbolnăvește unul din politică. Doamne, de s-ar îmbolnăvi toți! Nu, haideți că trebuie să vă întrerup aici și să vă contrazic. În primul rând că vă bucurați degeaba, că precis nu are nimic. Iar în al doilea rând că nu trebuie să dorim răul nimănui. Eu cred în prostiile lor, nu? Deci, doamna avocat, nu trebuie să dorim răul nimănui. Eu chiar rog regia să-l sune pe domnul primar și să vedem dacă ne răspunde, pentru că am vrea și noi să schimbăm câteva cuvinte cu domnia sa și să-l întrebăm dacă dorește să ne spună dacă e pe bune această îmbolnăvire sau dacă are doar vreo problemă care ține de faptul că începe campania electorală, nu mâine, poi mâine. Și mi-aduc aminte de un incident cu Atanasie Stănculescu când și-a băgat piciorul în gips pe vremea când cu Revoluția și cu Ceaușescu și nu știu ce. Și acum mă gândesc, zic că am văzut aici o chestie drăguță la comentariul pe care el l-a postat, da? Era ceva legat de... A simțit el nevoia să se justifice cumva și mi se pare ciudat, adică de ce... Sunt ocupat? Mai încercăm, nu e nicio problemă. Probabil că încearcă să prindă DSP-ul. Da. Sau l-a sunat DSP-ul pe el. Nu cred. Zice așa, domnul Negoiță, acum câteva ore. Dragii mei, vin de această dată cu o postare diferită de ceea ce ne-am obișnuit. Nu știu cu ce s-au obișnuit ei, că eu nu îi citesc lui postările. Și la 300 de like-uri, probabil că cu ce, ăia 300 spartani probabil mai țin cu el. În rest, restul a dispărut din peisaj. Deci, cu ce s-or fi obișnuit, nu știu. În cursul zilei de azi am fost testat pozitiv pentru SARS-CoV-2. Nu am avut nicio problemă specială de sănătate. Vreun simptom specific până aseară când am început să mă simt rău. Adică n-a avut, dar a avut până când s-a simțit rău. Adică nici noi n-avem până când nu ne simțim rău. Cam la orice boală e așa. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. S-o fi plimbat pe-n parc, cum a făcut atunci cu bicicletele, când a fost, era stare de urgență, nimeni n-avea voie să iasă și el s-a plimbat cu bicicleta prin parc. Dar mă rog, ca oficial, probabil că își permitea luxul. Să s-a închis hotelul. Dat fiind că starea de rău a continuat dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat. Din păcate, rezultatul este pozitiv. Și nouă ne pare rău, ce-i drept. Am primit tratament pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine. Durerea de cap este tot mai scăzută. Dar, desigur, trebuie să... Interesant, pune și virgule. El care și-a luat bacalaureatul pe la 30 ceva de ani, am uitat că a spus Rizea că el i-a făcut... și... Da, cred că i-a scris altcineva mesajul, dar nu mai are importanță. Trebuie să fiu atent în zilele următoare. Vă doresc multă sănătate tuturor, în primul și în primul rând. Când i-au făcut testul dacă noaptea l-a durut capul? Vede? Și a stat în pat. Ați prins-o pe asta, vedeți ce viteză e cu unii când e vorba de testare. Bă, au viteză, nu se joacă. Și când, dacă el a stat în pat și l-a durut capul, când Dumnezeu l-au testat? Păi când azi dimineață, păi stați așa puțin, să vedeți cum a fost treaba. Deci mesajul este acum 6 ore. Este ora 9, deci acum 6 ore înseamnă 21, ora 15, da? Deci ora 15, dimineață s-a simțit în continuare rău și iată, de dimineață de când s-a simțit rău în continuare, a ajuns și la spital și a făcut și testul, a primit și rezultatul și a dat și mesajul pe Facebook. Vedeți ce viteză au unii? Nu ne jucăm așa. Domnul Negoiță e Speedy Gonzales. Da, și chiar cei care i-au făcut testul față de noi, cetățenii mai de... calibru 2, care trebuie să așteptăm să ne izoleze, să ne aresteze la domiciliu și altele. Și acum iată fraza cheie, pentru cunoscători, bineînțeles. Deci să termină chestia asta, le urează sănătate tuturor și după aia zice așa. Și să știți că dacă nu voi fi pe teren în această perioadă, altceva, rămân activ aici. Nu știu unde rămâne activ acolo.
E activ COVID. E la spital, e acasă. Nu, e activ COVID. Rămân activ aici, așa cum ne-am obișnuit. Am mai zis asta cu obișnuit odată. Mă rog, eu am făcut filozofia limbajului și e mai complicat cu mine, sunt prea atent. Mai bine n-aș fi. Rămân activ aici așa cum ne-am obișnuit și sunt permanent în contact și cu colegii mei. În acest sens fac un apel către cei care știu că am interacționat în ultimele zile să fie atenți la orice semn sau simptom și chiar să se testeze dacă au suspiciuni că ceva ar putea să nu fie în regulă. Păi stați puțin, doamna avocat, unde e ancheta epidemiologică? Alo, DSP-ul s-aude? Cum adică face el apel? Păi el trebuia să-i dea pe listă pe aia cu care interacționa, nu? Ca idee. Eu dacă, nu vă supărați, eu dacă nu-l văd mort, nu cred. Unde au dat mă like? Stai că îmi spune regia că unde au dat like? Păi 386 văd aici. Deci sunt 386 de oameni cărora le place că el are COVID. Da. Și... sunt și 1200 unde? Pe altă pagină? Și pe pagina oficială. Păi să dau și eu like atunci. Și pe pagina asta. Eu o să dau inimioară. O să mă da, deci căutați acolo și dați-i like. Vă rog frumos. Aoleo, dar nu-l găsesc pe Negoiță, nu știu. Uite mă aici. Deci are totuși 1200 de like-uri. Și inimioare. Ok. Deci dragii mei, asta e același. Gata. I-am dat și aici like. Ca să nu zic deci că... să înțelegem că dacă pe noi ne doare capul, asta este semn de COVID, păi pe mine mă doare uitați, capul. Uitați, doamna avocat, ce curiozitate. Doamna avocat și Alina, uitați ce curiozitate. Deci el are 1200 de like-uri numai la mesajul ăsta. Al mintere are 173, 88, păi 220. Nu m-a spus, lumea e fericită. Deci lumea s-a bucurat când a auzit chestia asta. Vai, dar ce oameni răi. Deci eu nu sunt de acord cu așa ceva. Îmi retrag like-ul. Dacă îmi retrag like-ul, să supără cineva? În fine. Regia, totuși nu-l găsiți pe domnul primar? Resunați-l, vă rog. Chiar nu aș vrea să nu avem posibilitatea să schimbăm câteva cuvinte. Așa. Oamenii când se duc să-și facă testarea... află după 48 de ore, 72 de ore. Oho, 4 zile în cazul în care te prinde weekendul? Da? Da. Cum i-au făcut așa într-o oră? Dar știți că au murit bieții oameni. Ce zice ăla de țiese într-o oră? Că n-am înțeles. Ce i-a testat? I-a testat glicemia? Ce i-a testat? Nu pot să-mi dau seama. Deci sunt depășit de situație. Astea sunt chestii pentru cei care... Când sunt depășit de situație, o recunosc numai. Deci situația asta m-a depășit. Deci pe cuvântul meu, dacă nu-i fac plângere penală. Cui? Un egoiță pentru de ce? Stați să ne lămurim. De ce? Cuvântul meu. Credeți că ne induce în eroare? Da, eu așa cred. Aha. Și îi faceți plângere penală că ne induce în eroare? Nu, dacă nu vine să-i fac o plângere penală. Asta mi-a venit acum pe moment. Păi cum să spui tu că în câteva ore ți-ai făcut și testul, a durut și capul toată noaptea, ți-ai făcut și testul, ți-a venit și rezultatul pozitiv, te-ai și carantinat, faci și... Și toate lucrurile astea se întâmplă... Băi, dar noi suntem, pe ce lume suntem, deci frate? Toate lucrurile astea se întâmplă cu o zi înainte de campanie, nu e tare? Deci i s-a potrivit. I s-a potrivit ca să nu mai iasă pe stradă, să nu se mai confrunte cu poporul. Nu știu ce să zic acum. Chiar l-am întrebat. Nu, și am pus și eu această întrebare. E pe bune boala sau e din aia artistică? Știți că la noi se mai îmbolnăvește lumea și artistic așa. Dar după aceea ne constatăm că de fapt nu e. Alina, ce părere ai despre această situație? Am spus că nu cumva ești însărcinat. Eu l-am cunoscut pe Robert Negoiță întâmplător în 2006, cred. Când tocmai când puneam ochetă. Când puneam ochetă atunci. Da, și eu, dar mai devreme un pic, în 2002 l-am cunoscut eu. Când puneam ochetă la OTV. Dar mi-a plăcut mult că îi dădeam indicații. Vezi, ai grijă aici să nu fie dezlipită cu tare. Și el spunea lor, băi, să aveți grijă să nu fie... Deci el era ecoul meu cum ar veni. Da, foarte drăguț. Da. Așa, și în 2006 ce mai făcea? În 2006 a venit, mă rog, la locul de muncă l-am cunoscut și m-a invitat la locația pe care urma să o deschidă în București.
Da, nu, mai multe amănunte nu am. Atunci m-a surprins când am văzut ca cine, cum a evoluat în România, ce evoluție a avut. Mai mult nu am amănunte picante să dau, dar problema este că să revenim la oile noastre. Pe 12 septembrie încep mișcările sociale în Franța. Bănuiesc că dumneavoastră știți deja, mama v-a informat. Pe 12 septembrie se anunță mișcări sociale foarte, foarte mari. O să iasă în stradă lumea pentru libertate, nu numai pentru măști, pentru că eu am și spus, eu sunt pentru portul măștilor, dacă asta mă protejează, dar nu pentru... Deci 12 septembrie să reținem această dată. 12 septembrie e sâmbătă înaintea începerii școlilor la noi, practic. Luis, mergem în Franța pe 12 septembrie. Deci lumea iese să strige libertate. Nu știu ce să zic, poate ar fi mai bine să ne ocupăm puțin de organizare, da. La noi aici. Că toți suntem țări surori. Iar pe 29 acum iese iar Berlinul în stradă și față de cele un milion jumate de nemți care au ieșit în stradă în urmă cu 2 sau 3 săptămâni, se pare că se va dubla sau se va tripla numărul. Eu cred că și Madame Merkel, eu cred că nu știe cu ce se joacă. Poporul ăla german a oferit cam multe surprize de-a lungul istoriei. Într-adevăr, da. Dar eu, părerea mea este că strada, într-adevăr, este un act ne transmite ceva, dar eu cred că totul juridic trebuie să făcute lucruri, pentru că numai juridic avem și răspunsuri și avem și, ca să vorbesc în termeni juridici, urmări cu adevărat. Și în Franța s-au depus plângeri penale pentru că au fost niște nereguli făcute în casele de bătrâni. De fapt, de acolo au murit oamenii cei mai mulți. Păi, dar nu mai e un bătrân în casele voastre de bătrâni. Exact. Și s-au făcut plângeri penale, au fost reținute de parche 67, deci sunt în curs. Părerea mea că numai prin plângeri și prin cei care și în România, v-am spus, cei care sunt victime, să se organizeze în comitete de victime și să faceți demersuri, pentru că noi nu putem, chiar dacă vrem, nu. Bine, eu poate ca cu urmări psihologice, traume, claustrofobie și altele, dar există și pentru asta, ni s-au trimis și pentru asta plângeri individuale. Dar oamenii care au avut victime cu adevărat, prin plângeri penale, strada susține, dar în stradă o să fim foarte repede. Adică au acum atâta, cum să spun, foarte, armata este deja pregătită, ca să zic, între ghilimele, ca și în România, peste tot. Uitați-vă, în Australia deja sunt închiși cu armata. Mă rog, chipurile armata... În Australia este ceva, se întâmplă, Luis, o chestie foarte urâtă de multe luni de zile. Mă sunase cineva de acolo, stătea într-un bloc de la nu știu câte zeci de etaje. Pe fiecare palier erau câte 3 soldați cu pușca pe umăr și nu aveai voie să ieși. Dacă ieșeau, aveau ordin să tragă și te omorau. Băi, nu se poate așa ceva. Da. Trebuie văzute informațiile internaționale, pentru că e efectul domino, nu suntem într-o cutie. România, în primul rând, că este pe curba cuiva. România, guvernul, că nu ne place, că nu ne place, oricum acest guvern venea. Cu voia noastră sau nu. Că doamna poate nu știe că eu am fost una din persoanele manipulate ale pieței universității și această închidere 4 luni, că dacă mai scriam și o carte, ieșeam și mai devreme, această închidere, care în franceză se cheamă confinare, m-a ajutat foarte mult să mă informez, să mă destup la minte și atunci am picat de undeva de sus, vă spun la modul cel mai serios când văd. Și acum am să vă întreb, Luis și Diana. Când v-a fost mai rău, înainte sau după vremea lui Ceaușescu? Am să vă întreb oficial. Când ați dus-o mai rău? Într-adevăr, era dictatură pe vremea lui Ceaușescu, nu spun nu. Dar oficial, când eu personal am sărăcit după 1989, a trebuit să plec în Franța, pentru că nu mai erau locuri, era o harababură în România. În Franța ne-au primit cu brațele deschise să spălăm pe jos, cu diplome, vă mulțumim, sunteți bineveniți. Că mulți mă judecă cu Putin. Putin, păi dar nu uitați că și Rusia a fost dezintegrată. La vremea aia cine dansa pe scenă? Clinton și cu Boris Yeltsin, da? Și rușii erau și ei ca și noi. Despre ce vorbim? Treziți-vă la realitate, oameni buni. Am fost mințiți de Occident. Am venit cu diplome și ce ți s-a oferit? Am creat crize și aici, pentru că în România s-a creat șomaj. Industria a fost distrusă cu bună știință ca să fie cumpărată de cine? Cine a cumpărat industria? Vedeți cine? Păi nu, întâi au falimentat-o,
După aia au tăiat-o, au dat-o la fier vechi. Pe terenurile respective s-au făcut vile și blocuri. Și în final am vândut rând pe rând Petrom, Romtelecom, resurse, minerale, pământ, tot, absolut. Și ca să, și ca să vedeți exemplul cel mai bun este exemplul Libiei. Pentru mine Libia este România acum 30 de ani. Este distrusă, înfometată, FMI-ul fac presiune pentru că nu și-au pregătit facturile, au oprit electricitatea înainte de această mare explozie. Și acum o să fie, se duce Macron, se duce pe 1 septembrie la libieni să-i salveze pe ei și a salvat țara. Nici nu știe în ce, mă rog, știe foarte bine Franța în ce situație este. Șomajul bate la ușă în septembrie, oamenii nu realizează. În septembrie o să fie mă rog, nu știu, nu sunt prevăzutoare. Deci va fi o iarnă înfiorătoare. Da, și când aud de România, oamenii pleacă în vacanțe, foarte bine plecați, n-am zis nimic, aici lumea ține, știți cum își ține de ultimul ban, pentru că vine valul și pentru măcar să supraviețuim la ce va urma, adică să fim serioși, suntem ajutați. Deci salvarea oamenilor, ascultați-mă ce vă spun, că o spun de zeci de ani, o spun. Le spun tuturor, când aveți un ban deoparte, luați-vă un teren și făceți-vă o casă mică, nu vă faceți hurdugaiele alea de nu mai ai cu ce să le întreții. Exact. Nu am fost niciodată adepta vilelor imense. Întotdeauna m-am uitat la prietenii mei, care la un moment dat au rămas fără bani și au trebuit să-și vândă casele, pentru că nu aveau cum să-și plătească încălzirea. Niciodată n-am fost adepta acelui lux pe care mulți îl afișează. Întotdeauna cred că modestia și echilibru sunt mai bune decât orice. Dacă aveți pământ la țară și 500 de metri, ăla va fi salvarea voastră. Și le spun tuturor, le-am spus, luați-vă undeva o bucată de pământ să puteți să vă plantați, să vedem acum cu ce o să mai cumpărăm să plantăm. Că se va ajunge și aici. N-am știut să ne ținem pământul, n-am știut să ne ducem spre țară. Toată lumea la oraș, vile, fițe, tot felul de mașini de 100.000 de euro. Păi cu 100.000 de euro sunt oameni săraci care n-au unde locui, le cumperi câte o garsonieră de-aia de confort 3 și zic să rămână. Și care nu o să adune într-o viață toată familia 100.000 de euro. Corect, da? Iar noi ne le făim prin tot felul de mașini și așa mai departe. Exact. Nu. Deci trebuie să existe un pic mai multă moderație și poate să știți că într-un fel am zis că e mai bine că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că ne cam aduce cu picioarele pe pământ. Ne-a adus aminte de naționalism, ne-a adus aminte de patriotism, ne-a adus aminte că am avut o țară frumoasă și prin nepăsarea noastră și vorba Alinei, prin vacanțele noastre pe la munte, pe la mare, prin Grecia, prin Spania, prin Italia, prin Franța, prin America, am lăsat-o altora, reprezentanților noștri care au făcut ce au vrut cu ea. Și din păcate au prăduit-o și au vândut-o pentru ce? Pentru propria lor bunăstare. Deci, atenție foarte mare! Mi-mi pare bine că există COVID-ul. Îmi pare bine pentru că ne-am întors ușor, ușor la matcă și la principiile adevărate de viață. Și că tot ajungem la principii, începe acum anul școlar. Decât să vă duceți copiii să stea în bănci de vorba... Păi aici vroiam să ajung pentru că iată Raluca Turcan a susținut că nu mai are bani guvernul să cumpere măști profesorilor. Deci profesorii, care oricum nu aveau cine știe ce mega salarii, vor trebui să dea, iată, o parte din salariul lor pe măști. Dar asta nu e totul. Exact. Asta nu e totul. Domnul președinte Iohannis a remarcat acest lucru astăzi în conferința de presă, care a avut loc chiar acum 3 ore la ora 18 și care a spus că, într-adevăr, nu e nicio problemă că nici copiii nu au măști. Așa că o să trebuiască să-și procure și copiii măști. Adică a se citi și a se înțelege, o să trebuiască să-și cumpere măști. Acum, problema începe să apară cât se poate de clară. Dacă tu ai niște sute de mii de copilași care se duc la școală și copilașii ăștia se duceau normal la școală fără măști și acum trebuie să ducă cu măști,
Cam ce concluzii am putea să tragem noi din chestia asta? Păi uitați-vă, follow the money. Părerea mea este că vor să distrugă generația. Deja noi suntem o generație care gândim, care mai gândim și mai analizăm, deși și noi am fost cadrați și învățați să nu prea gândim, adică am fost formatați la școală să fim practicieni, dar nu și să cercetăm și mai departe. Iar generația actuală, cu teamă o spun, sunt formatați să uitați-vă de când au apărut telefoanele mobile, că am gândit din ce în ce mai puțin, uităm scrisul, uităm cititul, ei o să comunice. De fapt, ce s-a întâmplat cu aceste telefoane, comunicăm la distanță, dar de fapt ne-am îndepărtat noi de noi. Și una la mână. Și pe plan intelectual eu cred că suntem mult mai debili, ca să spun așa. Nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar nu mai gândim și e mult mai simplu să gândească altul pentru noi, știa? Să ni se dea soluția pe telefon, ca să zic. Google, prietenul nostru, cine a mai intrat într-o bibliotecă, aici subiectul este foarte Alina, vast. Alina, stai puțin să găsim, îți spun, hai să fim puțin ponderați. De exemplu, sunt o groază de biblioteci online. Gândește-te dacă noi, și mă gândesc când am făcut eu facultatea în anii 90, dacă aș fi avut internetul ăsta și toată informația de pe internet, ce ușor mi-ar fi fost. Într-adevăr, am acasă 5.000, 6.000 de cărți, cred că 700-800 sunt numai de specialitate. Da, vorba prietenilor, cu băiatului meu care are 18 ani, vin, văd toată biblioteca aia imensă, așa pusă pe câte 3 runduri, mamă ce de cărți, ce faceți cu ele? Le mai citesc din când în când. Da, ei sunt obișnuiți, sunt la un click distanță de orice informație. Să fim serioși, nici discuțiile între intelectuali nu mai sunt ce au fost. Da, a fost frumos pe vremuri, că nu era această viteză. Acum este viteză. Putem însă să citim niște lucruri și pe internet. Sunt o groază de informații pe internet. Important este să încep să le alegi pe cele bune de cele mai puțin bune. Nu e rău internetul. Rău este că părinții și familia nu mai au rolul de dinainte. Și trebuie să vă spun că poate într-un fel, forțându-ne să ne ținem copiii acasă, va fi un mare beneficiu pentru ei. Ne vom forța să ne rezumăm numai la ceea ce ne trebuie. Mi se pare că Seneca spunea ce de lucruri de care n-am nevoie când se ducea prin piață. Gândiți-vă că va trebui să ne rezumăm și va trebui să stăm cu copiii mai mult acasă, să învățăm din ceea ce știm noi. Fetița mea a citit foarte mult toată vacanța asta. A făcut spectacole cu copiii la țară. Ea i-a învățat cum să recite, cum să cânte. Au luat de pe internet poezii, au citit povești, au făcut ei, au scris ei povești. Deci se poate, le-a dat posibilitatea să creeze. Clar. Hai că vă întrerup doar un pic pentru 30 de secunde și revenim, dragilor. Spitalul de urgență București. Cel mai mare spital din România în sectorul 1. Dedicat relocării a 3 spitale din București sub un singur nume. Proiect realizat de Primăria Sectorului 1. Inovație, tehnologie, performanță. Performanță în cel mai modern spital din România în Sectorul 1. Am revenit, dragilor, suntem în direct cu Alina din Franța și cu reputata avocată Diana Iovanovici-Oșoacă. Discutăm despre momentul în care copiii noștri se vor duce la școală pe data de 14 septembrie. Ce se va întâmpla atunci? Ce măsuri au fost luate? Dacă doamna ministru a mai pus niște Pepsi-Glas? Dacă a mai luat niște măsuri suplimentare? Vedeam astăzi și zilele trecute pline
aceste emisiuni de știri cu WC-urile distruse ale școlilor, care sunt niște imagini pe care le vedem în fiecare an. La începutul fiecărui an ne confruntăm cu genul ăsta de acțiuni. Parcă zici că nu se investește niciodată nimic în școlile alea. Dar onor primarii noștri pe care trebuie să-i alegem, iată, pe 27, spun tot timpul că ei au investit sume exorbitante. Cum s-a întâmplat asta, nu știu. Cert este că aș lansa la un moment dat, într-o altă emisiune, poate că acum mai avem doar câteva minute, un sondaj din ăsta să vedem care este până la urmă opinia cetățenilor. Ce or să facă cetățenii pe data de 14 septembrie? Or să lase copiii să se ducă acolo să stea ore întregi cu masca pe figură? Nu o să-i trimită deloc la școală? O să-i țină acasă să facă online? Cine poate, desigur. Aici e o mare problemă. 50% minim din populația României nu are posibilitatea să nu beneficiază ori de net, ori de tabletă, ori de, mă rog, ori școlile nu sunt pregătite să emită acest tip de predare. Și uite așa ajungem ca de obicei nicăieri. Vă rog, doamna avocat. În ceea ce privește școlile, o să aibă o surpriză, doamna ministru, dar să o lăsăm ca surpriză. Doi la mână, am înțeles că de-abia atunci, în pragul începerii anului școlar, va da un ordin cu privire la modalitatea în care va începe anul școlar. Interesant, nu? Cu 2-3 zile înainte, poate chiar cu o zi înainte. Ce vreau să le spun oamenilor? Să nu se lase păcăliți. Școlile sunt administrate de primării. Atenție! Tot ceea ce se montează în școli are legătură cu primarul. Și vreau și eu să întreb pe domnul primar și pe domnul Negoiță, câte școli cu Pepsiglas sunt în sectorul dânsului și de ce a aprobat așa ceva? Deci ca să pentru măștile alea nu avem bani, dar avem 70 de milioane de euro să dăm pe Pepsiglas, ca să o imit pe doamna Anisie? O întrebă doamna Firea. La ce Dumnezeu este primar general al municipiului București? Zice că se opune acestor măsuri ale guvernului. Atunci pentru ce permite să se întâmple așa ceva în ograda ei? Vrea alegeri? Vor să fie votați? Ia puneți voi mâna, dragi primari, și țineți voi cu poporul și ne mai gândim dacă vă mai votăm. Că dacă nu, punem și noi biciu pe voi. Frumos, cu niște plângeri penale din alea și știți cu ce dovezi? Că dovezi sunt. Și de-aia vă e frică. Că sunt dovezi. Deci vreau să știu și eu. Cât a costat Plexiglasul sau Pepsiglasul lui madame Anisie? Da? De ce fără a exista anchete epidemiologice? De ce nu există niște date oficiale cu privire la COVID, dar cu teste oficiale? Nu că hai să purtăm mască și ne dăm cu biocid. Cum adică să dai cu biocid pe pielea unui copil care este în creștere? Păi biocidul ăla îi distruge pielea. Cum să dai când ieși din clasă și când intri în clasă? Eu vă solicit, dragi părinți, pentru că aveți tot dreptul. Școlile astea sunt făcute din banii voștri. Școlile astea au plexiglasul ăla și tablele și băncile și scaunele și doamna director e plătită tot din banii voștri. Și învățătoarea și profesorii, așa cum sunt plătiți din banii voștri. Intrați în școli! Intrați în școli și verificați locul în care stau copiii voștri. Nu arată cum trebuie? E plexiglas în clasă? Vreau să văd și eu studiu conform căruia plexiglasul îl apără pe copil de COVID. Dacă nu există aceste studii, dați jos plexiglasul. Să plătească ei și cu madame Anisie cei 70 de milioane de euro care s-au dat pe ele. De ce nu se face domnului Lazarus cu 44 de milioane de lei, nu de euro, se poate face un tratament anti-COVID pe un an de zile pentru toți elevii din România? Tratamentul doamnei Năstase și al lui Horneț. Știți că acum s-a pornit tăvălugul prin ministere
pentru că oamenii ăștia au început să atace legal toate aceste mârșăvii de la nivelul guvernului României. Da, stați un pic, că vroiam să dăm filmul ăla despre care vorbisem cu Rafila, pentru că mi se pare interesant. Filmul dar ăsta... cine e domnul Rafila lui? Stai puțin că n-am înțeles. E reprezentantul, reprezentantul măriei sale OMS. Așa, în alta poartă. Luis, articolul 1 din Constituția României, suntem stat suveran. Cine dracu e OMS? E, haideți, doamnă avocat, este jandarmul universal medical. Cum, cine e OMS? El decide ce și cum, unde și de ce. Ministerul Sănătății Mondiale. Da. Hai, dăm materialul? Ia să dăm material. Vedea după începerea școlii o creștere a numărului de cazuri? Dar mi-a rămas... Nu cred că a existat vreo țară în care reîntoarcerea copiilor la școală să nu fie însoțită și de o creștere. Ceea ce cred că ar mai fi de făcut odată cu începerea școlii, ar fi regândirea interacțiunilor, dacă vreți, pe care le vor avea copiii cu persoanele vârstnice din familie, care nu trebuie în niciun caz evitate, dar trebuie oarecum nu reglementate, dar trebuie să respecte niște anumite proceduri interne ale familiei, dacă vreți, în care interacțiunea cu vârstnicii care au boli cronice să fie oarecum la distanță, să se ia măsurile legate de mască. Utilizez masca și în casă, de exemplu, dacă vreau să stau împreună cu bunicul meu și o utilizează și el. Și cred că lucrul ăsta, din nou, trebuie discutat, pentru că nici măcar ăsta nu cred că a fost discutat, dar el e legat de începerea școlilor, în mod evident. Utilizați masca și în casă, da? Ca să nu mai avem discuții. Da? Nu aud, se întâmplă ceva cu sonorul doamnei avocat. Regia, ce se întâmplă cu sonorul? Nu aud. Și mi-a rămas casca. Așa, ia ziceți, doamna avocat, că nu vă auzeam. Am spus că poate vor folosi masca aia când se înmulțesc, ca să nu se mai înmulțească, pentru că m-am săturat de cine se înmulțește pe lumea asta. Doi la mână, nu vi se pare că ăsta este acel plan pentru care Cercel a fost demis? Când a fost acel plan găsit pe masa lui Cercel, eu am spus clar, ăla nu e planul al lui Cercel. Ăla e un plan făcut de ei. Oricum Cercel a rămas și în celelalte instituții la conducere, doar că nu mai are, deci l-au scos nu știu de unde și a rămas în celelalte. Și cred că deci i s-a sugerat să nu mai iasă la declarații. Corect. Deci uitați-vă că ceea ce s-a spus în urmă cu 3 luni, parcă, se pune în practică acum. Am și zis atunci, ăștia o lasă un pic așa, a ieșit Nea Iohannis, a ieșit și Nea Ludovică, vai cum a putut Cercel. Păi da, Rafila cum poate? Pe ăsta de ce nu-l demiteți? Pe ăsta cine l-a ales să fie el reprezentantul nostru la OMS? Păi și nu, până stați la puțin, urmă... doamna avocat, stați puțin, să vă amintesc eu cum a fost situația. Deci Cercel avea un program. În programul respectiv, el menționase, printre altele, că bunicii, mă rog, persoanele mai în vârstă, care nu pot să fie ținute la domiciliul lor, pentru că nu mai are cine să aibă grijă de ele, de pildă, vor fi relocate în locuri în care poate cineva să aibă grijă de ele. După care apare ministrul Sănătății Tătaru și spune această chestiune, spune această chestiune pe care presa o ia, o ronțăie, după care se aruncă în spatele lui Cercel. Și ce nu că Cercel a spus. Păi da, dar când Cercel a apărut cu proiectul, niciunul n-a zis nimic. Abia când a spus-o Tătaru de la nivelul lui de ministru, care are drept de decizie și de implementare a unor asemenea măsuri, atunci s-a sesizat lumea. Și atunci el a zice, păi n-am spus eu, el a spus. Adică, cine zice ăla e, o chestie de asta... Nu, a fost făcută special. Da, și l-au trimis la plimbare pe Cercel și ministrul a rămas în funcție. Acum a apărut Rafila. Și zice, domne, eu port masca în casă dacă vreau să fiu cu bunicul. Mă rog, nu știu dacă mai are el bunic, dar... Mai puțin, unde poartă, pe ce poartă masca? Că știi, n-a spus unde poate să poartă. A apărut unul prin Londra în care masca era în loc de chiloți. Poate așa poartă și Rafila. Păi, știți de ce? Scuzați-mă, v-am întrerupt. Știți de ce?
Pentru că, să vă dau un exemplu, în Franța există două legi. Există legea în care se spune masca obligatorie, numai că nu poate să spună unde, pentru că există alte lege în care se spune că nimeni nu are voie să te oblige să-ți disimulezi fața. Asta este și legătură cu voalul, etc. Și cu... Deci cam bat în cap în cap. Eu ce vreau să vă spun ca să închei, oameni buni, eu am un amic care m-a destupat la minte, îl cheamă Hubert Gordon, el m-a ajutat, el m-a învățat să citesc Constituția, că nu e ușor să te pui mâna pe Constituție. Mă informam de la ce? De la televizor, de la influencer, etc. Citiți, oameni buni, Constituția, că asta o să vă dați seama și de unde vine. Gândiți-vă de cine este plătit ca să... A spus omul ăla, spune cine te plătește ca să spun cine ești. De cine ai plătit OMS-ul și despre ce vorbim? OMS-ul este o fundație care este plătită. Da? Deci el... Dar, Alina... Și vreau să te întreb, am primit un mesaj de la un domn care spunea că a ieșit recent acum, Didier Raul, și a spus niște chestii grave de tot. Ce a spus? Că nu sunt la curent. Da, Didier Raul a spus clar, pentru că sunt jocuri de lobistice ale Europa a votat pentru acest medicament Remdesivir, cred că se cheamă. Remdesivir, da. Care este foarte scump, ori hidroclorochina a fost dezbătută și se pare că aceasta a vindecat și mai există și ceaiul de artemisie, repet, care este ieftin și care lumea îl folosește în Franța, e un ceai, se bea preventiv și se așa, iar el a spus clar că aici sunt jocuri de lobby și din păcate OMS-ul, care pentru mine este o Ministerul Sănătății Mondial, s-a dovedit, datorită OMS-ului toată lumea a fost închisă, sau o mare parte. Deci el a spus asta și cu a denunțat toate jocurile de culise care au fost făcute și clar sunt jocuri foarte mari, numai că independenții și autonomii și tot nu mai au, totul este dirijat, cum spuneți, de sus. Asta o știm cu toții, am înțeles-o cu toții, nu mai există nicio ocultă, nu cred că există nicio... Să fim raționali și să vedem cine te plătește ca să spun ce ai de făcut și ce ai de executat. Eu de asta spun, numai juridic ne mai putem salva, părerea mea. Dar citind Constituția, că nu o să poți să fii juridic dacă nu știi nici măcar ce să apeli. Iar aici Diana poate să ajute lumea, bănuiesc, în România, în Franța suntem ajutați. Slavă Domnului, există acest mare avocat care ne ajută. Cine are nevoie este foarte, foarte implicat. Eu zic așa, doamnelor, că lucrurile pot să fie într-un fel sau altul, dar indiferent cum ar fi ele, dacă noi ne respectăm, noi suntem uniți, noi cunoaștem legea, Noi suntem în acțiune, noi înțelegem ce se întâmplă și noi ne păstrăm până la urmă suveranitatea noastră, n-are cine ce să ne facă. Deci... Luis, îmi permiți puțin, mai am un lucru de spus și l-am mai spus cred că data trecută la tine la emisiune. Avertizez părinții care își duc copiii la școală cu mască să stea și în plexiglasul ăla și să-și dea și cu biocid, că inclusiv ei pot fi obiectul unor plângeri penale de abuz asupra propriilor copii. Atenție foarte mare ce vă spun, nu e o amenințare, dar gândiți-vă că dacă acel copil va leșina la școală, că s-a întâmplat, inclusiv la evaluări naționale și la bacalaureat, au leșinat inclusiv profesori, dar s-au ascuns foarte bine aceste lucruri. Dacă acestui copil îi vine rău sau face o alergie de la mască sau aveți grijă... După că ce tu ca părinte ai semnat pentru el că era perfect sănătos și era în regulă. Mai venim de acasă. Și chiar dacă nu semnezi, dar tu îți lași copilul și ești de acord în aceste condiții, tu normal poți fi acuzat de rele tratamente aplicate minorului. Și să știți că sunt asociații care veghează cu privire la acești copii și credeți-mă că suntem destui în dreptul familiei care îi vom învăța și vom depune plângeri penale împotriva tuturor. Eu m-am cam săturat de țara asta în care părinții, o parte din părinți, se bucură că începe școala, că scapă de povară. Povară sunteți voi pe capul copiilor. Dacă ați făcut copiii, puneți-vă mâna
Puneți-vă creierul ăla la contribuție și creșteți-i cum trebuie. I-ați făcut, creșteți-i și aveți grijă de ei și apărați-i de toate nenorocirile astea care sunt făcute special să vă distrugă copiii. Păi da, Diana, până la urmă... Așa este. Diana, știi ce se întâmplă? Și ei, părinții, trebuie să-și câștige cumva existența ca să aibă ce pune pe masă copilașilor lor. Nu contest. Auzi, Luis? Știi cum am dus eu cu copiii mei până la 2-3 ani când au început grădinița? Mă duceam în brațe cu ei în brațe la instanță și mai rugam pe câte unul altul să-mi țină în brațe până mă duc să pledez. Pledam și mă duceam cu ei și puneam pe picioare și îi legănam și îmi făceam dosarele și așa mai departe, pentru că n-am vrut niciodată să-mi crească mie o bonă copiii. Am vrut să-mi cresc eu, să-mi asum eu responsabilitatea pentru copiii mei. Păi da, dar tu ești amazoană, adică nu poți să pretinzi genul ăsta pretind de acțiune oricărei femei românce. Și spun că dacă aș fi mai tânără, aș mai face 10. Crede-mă, dar eu știu să am grijă de copiii mei și nu numai că am grijă de ai mei. Am avut grijă și de altora și pe unii am făcut oameni, pe alții am grijă acum de ei. N-am stat să strâng verde să nu mai pot. Am ajutat pe cine am putut. Asta trebuie să facem, fraților. Nu să stai să te uiți de sus și dintr-un jipan de nu se poate să-ți bagi joc de ăla care merge în căruță. Puneți mâna și ajutați-vă între voi, dacă sunteți români și vă place în România și sunteți cetățeni ai acestei țări. Atunci când am inițiat acest demers al meu cu asociația cu ONG-ul Patria, am spus două lucruri pe care trebuie să le învățăm în această țară și în acest moment cheie în care se află România și nu numai. Numărul 1, toți pentru unul, unul pentru toți. Și numărul 2, terminați cu acest proverb tâmpit care vine din tâmpenia populară, nu din înțelepciunea populară, să moară și capra vecinului. Bă, voi dacă vreți să faceți ceva, și dacă vreți ca națiunea asta să propășească și ea să ajungă undeva pe planeta asta, terminați cu invidia. Pentru că invidia nu duce la nimic bun. Invidia generează în univers o energie negativă care tot ție ți se întoarce înapoi. Și asta este de fapt problema noastră. Că noi în loc să ne gândim să ajutăm, vin acum în siajul spuselor Dianei, în loc să ne gândim să ajutăm niște oameni, noi ne gândim, nu eu, ea, alții, mă refer la oameni în general, la români în general. Noi ne gândim la înțelepciunea asta, între ghilimele, populară, care e de fapt o tâmpenie, că, domne, dar de ce să îmbogățească ăla? Sau de ce să-i meargă lui ăla bine? Sau de ce, dacă te duci până la coada sapii acolo, la țară, când unul își pune gardul cu un metru spre proprietatea vecinului. De acolo începe totul. Din momentul în care tu nu ți-ai recunoscut cu bunul tău simț proprietatea ta și ai vrut să iei un amărât de metru din proprietatea celuilalt, de acolo începe totul. De acolo încep scandalurile, procesele, consumul de energie, copiii ajung să se urască între ei, că se urăsc părinții între ei și tot așa. Deci dacă noi de veacuri continuăm așa, noi veacuri o să ne îndreptăm spre nimic. Asta e de fapt problema. Și ca atare trebuie să se schimbe lucrurile astea. Măcar astea două, dacă se schimbă, se schimbă complet o întreagă mentalitate pe care noi am avut-o iată de secole. Cam asta aveam de spus. Mă uitam un pic pe mesajele astea care curg. E o doamnă care a înțeles că i-am făcut pe toți copii, pe toți părinții că își consideră copiii povară. Doamnă, ori sunteți în stare să ascultați bine ceea ce spun, ori dacă nu tăceți. Sunt nuanțe. Am spus că sunt unii părinți care consideră că acești copii sunt o povară și de-abia așteaptă să scape de ei. Așa e. Da? Unii. Asta am spus. Dacă ești surdă sau nu ești atentă, închide televizorul și du-te și culcă-te. Nu pune mie vorbe în gură. Deci, sunt 2200 de comentarii, Diana. N-avem cum să le citim pe toate. Mă duc acum acasă și o să mă uit probabil nu pe... Nu mai citi, lasă, e ok, sunt o ok. O să mă uit pe 5-600. Nu m-am referit la toți. Dar sunt totuși o parte din acești părinți, sunt uimită.
Și eu ce să fac cu ei? Să se ducă, să se descurce, să-și pună masca. Ei, și dacă stăm pe, în plexiglasul ăla, băi, fraților, au venit psihologi care au spus clar. Am inclusiv un pilot care mi-a scris și mi-a trimis studii, pentru că ei fac tot felul de exerciții din astea și mi-au spus ce impact au aceste sisteme în care tu stai ca în cușcă, pentru că plexiglasul ăla e ca o cușcă. Nu mai vorbim că îți produce o stare de anxietate, îți produce claustrofobie, îți alterează, în primul rând, nu se aude, nu mai ai respirația cum trebuie acolo. Și mă întreb, în clasele primare, în care vine învățătorul și trebuie să te ajute, cum te ajută el? Lovindu-se cu capul de plexiglas? Pentru că nici n-ai unde să-și pună bietul copil mânuțele. Unde să mai vină și învățătoarea să îl ajute? După deci care... este efectiv un abuz asupra copiilor. Și Luis, ascultă-mă ce spun. Este exact aceeași tactică pe care au folosit-o în ceea ce privește sistemul de sănătate. Îl descongestionăm sistemul de sănătate de stat și tot se vor duce la privat. Așa fac acum și cu școlile. Lasă că noi nu prea mai avem bani de școli, că avem bani numai să ne facem noi treburile noastre, și ăștia o să se ducă la privat cea mai mare parte. Iar ei, alți simpli care nu-și permit, să că avem noi arc de cojocul lor, ăia trebuie să muncească, lasă copiii. Să alege praful, analfabetismul. Da. Corect. Și fii atent ce vă spun și vă repet, că am mai spus-o și la să altă închidem televiziune. Că am depășit deja timpul. Un minut ca să le spun concluzii. Ceva. Toți cei care ați fost la privat în această perioadă cu sănătatea, că nu ați avut îngrijiri la stat, dați statul român în judecată, păstrați-vă chitanțele și solicitați de la Casa de Asigurări de Sănătate banii înapoi. Pentru că ei au obligația, sistemul de stat unde voi cotizați asigurări de sănătate, avea obligația să vă primească în spitale. Dați-i în judecată și celețile și daune morale. Doi la mână, cei cu școlile private, atenție, și cei care au fost până acum și de acum încolo. Dați statul român în judecată. Statul român alocă o anumită sumă pentru fiecare copil din România. Conform Constituției, învățământul este gratuit. Dacă eu aleg să... Dar tu totuși îmi aloci acea sumă pentru copii. Dacă tu te duci la privat, e clar că statul nu o să-ți acopere ție întreaga sumă. Dați, frate, statul în judecată să vă dea acea parte care trebuie să o atribuie copiilor, pentru că statul român este obligat să aibă grijă de copiii lui. Da, mulțumim... Dragilor, o ultimă frază, Alina? Da, eu o să vă țin la curent cu 12 septembrie, bineînțeles. Ceea ce spune Diana este perfect adevărat. La noi în Franța s-au dat chiar 100 de euro în plus pentru alocațiile copiilor, pentru măști, chipurile în bugetul cumpărării măștilor. Într-adevăr, trebuie, bănuiesc că Diana o să fie urmărită și sper să, ca oamenii să înțeleagă și să-și deschidă mintea și să se apropie de acești oameni, pentru că într-adevăr au și curaj și inteligența să facă lucruri, pentru că sunt mulți curajoși care n-au inteligența și devin chiar periculoși. Adică asta mă refer la cei care fac ei legea în stradă. Da. Deci, mulțumim Diana Ivanovici Oșacu, mulțumim Diana din Franța, toate cele bune, oameni buni. Revenim, desigur, mâine seară la orele 20 cu un invitat de seamă. Este o surpriză, nu l-ați mai văzut de ceva timp. Este un actor de marcă și veți vedea ce opinie au până la urmă și actorii, pentru că în această perioadă actorii nu au fost foarte vizibili. Așadar, dragi prieteni, vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi, că dacă n-aveți voi, cine altcineva să aibă. Toate cele bune! Spitalul de Urgență București, cel mai mare spital din România în sectorul 1. Dedicat relocării a 3 spitale din București sub un singur nume. Proiect realizat de Primăria Sectorului 1.
Inovație, tehnologie, performanță. Performanță în cel mai modern spital din România, în sectorul 1. Colesterolul mărit îți curtează viața. Ia atitudine! Supreme Krill, noua generație Omega 3 în promovarea luptei împotriva colesterolului, conține 5 ingrediente standard.